Băieți, nu uitați la suma de 100.000 de like cu... Mă bucur să uitați la mine. Nu știam ce vrei să zici. La 100.000 de like-uri dați forță acolo. Băi, fii atent, dacă facem la clipul ăsta, dacă facem 30.000 de like-uri, fac o provocare pe care o vrei tu. După aia, bă, într-un video. Eu nu am ieșit din ăsta, eu nu sunt aici din filmul ăsta, da, sunt frate, în alt forță. Film. Aștept like-urile voastre, bă, familia IBM acolo, să fiți cu mine. 30.000, fii atent. 30.000. Bă, băiatule, cel mai mult adămost am făcut 12.000. 12.000, 30.000, bazați-vă pe fratele vostru. Nu mă crezi? Bă, hai okay. Să vezi. Mama vine de la muncă, săraca, pe la nou. Zic că sună-l pe ăla cu lemnele că luăm lemne. Păi n-avem bani, cât luăm? 2-3 metri? Nu, 30 de metri. Mamă! Dar de unde 30 de metri? Eu te-am și scot banii din buzunar și drogul, le dau așa de... Bă, jur, pe ce vrei tu? Bă, le-o mamă, Bogdane, dar nu trebuie să te apuci, mamă, chiar dacă e greu, nu trebuie să te apuci de prostii. Bă, vă jur pe ce vreți voi, că așa mi-a zis săraca femeie când m-a văzut cu atâția bani. Este ce trebuie, băiatul? Vezi că ți-a rămas focusul pe tine? Nu vă până acolo. Nu vezi, mă, pătratul ăla? Ești miop? Nu, puțin așa problemă cu vederea, calculator prea mult. Hai, calculator prea mult la creier. Da, mă, pe bune. Să înjură să... Faci ce vrei tu, mă. Să înjură să fumează, să bea. Apele le avem, bam, bam. Da, dă-mi apa, că am emoții, că ajuns din picioare. E caz din pulă. Să înjură să bea, să se fumează și se simte bine, neapărat. Eu mă simt, eu nu știu acum, tu așa, dacă te simți la mine acasă, cum? Bine? E bine, e bine. Bă, ce câine frumos ai. De care mea? Da. Cât, de unde? L-ai găsit pe stradă, nu? Nu, nimic. Găseam pe stradă. Fă, dacă nu scoți banii, că am dat 30 de milioane pe tine futuză. Ai făcut mărși cu fața lui? Ai, căcar, acest eu Dorian? Păi, chelutul. Păi, râstul, dar tu ai văzut că a spart topul pe un training pe primul loc cu 30 milioane, cât a făcut la aia? Înaltă cheluță. Bă, dar nu e asta, a mea, mama era deschisă. Lasă-mă ce are, că eu am și eu cola, am și eu de toate. Vă salut, domnule Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod pe acest... Glumea, mă, bea. Poți să bei și după aia dăm intro, bine? Nu, mă, gata. Bun, ia, mă, nu-mi las-o aici. Așa. Oricum i-am dat intro, asta rămâne. Vă salut, fratele Conacu, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast. Sunt alături de... Așa că e coronavirus și după aia zice lumea, știi? Nu suntem la 25 de centimetri de... Ai cu din astea, așa, știi, din astea? Mă înveți ceva? Am învățat de la... De la București ceva. La mine... La mine te întâlnești scuip, zici, băgam și scuip, știi? Nu, mă, fii atent aici. Ia. A, nu știu, frate, cu din astea. Băi, vă salută, fratele Conacu, al treilea intro, al doilea sau al treilea, nu știu al câte. Care nu mai minți că e primul. E primul. Vă salută, fratele Conacu, sunt aici alături de Bogdan. Salut. Bogdan de la IBM Family sau Bogdan IBM Family? Cum vrei tu. Bogdan ești de la nu, sau IBM Family. Deci tu practic ești Bogdan IBM, da, Family. De la ce vine IBM-ul ăsta? Iordache Bogdan Marius. A, de ce numele inițialele tău? Bun. Ai și tu grijă, te rog eu, de câine, nu trebuie să te uiți la subiect, nu ca ții și cu ea. Bă, îmi roade cablurile, uță. Se mor dacă nu roadea cablurile. Păi uite, internetul, uite acolo, ia uite. Deci da, dacă se întrerupea de-o dată filmarea? Nu, no, că ăla e de la laptop, știi? Sau poate ce curentează. Da. Ai, curentează, da, abia aștept să... Nu, mă, lasă-mi că e frumos. E frumos, nu? De fapt. E frumoasă. Gata, iau-o în primire. Băi, am venit aici să... Am venit la mine acasă, ca să facem o discuție. Am venit. Un podcast ăsta cumva obișnuit cu Inacu și ce să vă zic, vizionare plăcută. Vreau să le mulțumim sponsorilor acestui podcast. Nu am. Băi, dar ai ceva, mă. Îți plac, nu? Sunt video. Să-mi dai și mie mail-ul lor. Să-mi dai mail-ul, frate, îți colaborez și eu. Am pățit o singură dată dat treaba asta cu mail-urile. Fii atent, eu că zic și nume, eu cu Bez Norris. Anul trecut sau acum 2 ani, anul trecut, era Sunwave, nu Antoldu. Așa. Și vrem să ne ducem. Păi el îl lasă maică sa să vină cu mine. Eu matur, el puștan. Hai să mergem. Dar unde să mai faci jos de bilete? Că nu ai bilete unde să mai... Că era fix atunci cu 2 săptămâni în urmă, înainte de Antold. Și acum ce crezi că zicem noi? El zice, hai să dăm mail. Dă el mail. A, poate vă dă face, ceva. Da, îi face, bam. Dau și o mail, deci nu anul trecut, acum 2 ani, dau și o mail, ăla la o jumătate de oră. Ne pare rău la anul că nu mai avem. Eu aveam 17.000 de abonați, el avea 130.000. Atapa! Păi las că dau eu atunci. Lasă, bă, că acum mă duc și îmi cumpăr direct dinainte, ești nebun. Bă, fii atent. Deci nu am regula podcast, eu sunt cu țigărușa, după cum știți, încerc să fumez mai acane, că el nu fumează și înțeleg. Dar nu mă deranjează, stai liniștit. O să-ți dau exact cum fac ce am luat. Nu mă deranjează, nu am nicio problemă.
cum a obișnuit lumea, nu-mi place să mă repet de fiecare dată pentru că devine o monotonie așa. Nu am foarte, foarte multe întrebări, ci facem mai mult un free talk așa, mai înțeles o pasta, free talk. Am înțeles. Free TikTok. Descrie-te tu într-un minut. Într-un minut? Băi, eu zic că sunt un băiat muncitor, mă enervez foarte repede, punctual, îmi place să fiu foarte punctual, așa, și nu așa, cum ce să zic, poate așa puțin frumos, dar nu să zicem așa, și cam atât, nu prea am multe de zis pentru mine, sincer să zic, n-am așa. Auzi, prea multe. Auzi, mâncați așa, Aurica Ferraru, el e. Bulebașa. Ești bine. N-am așa prea multe de spus. Ești punctual. Am văzut treaba asta. Punctual, da, și cred că muncitor. Am văzut treaba asta, ai zis, bă, fărăcule, da, filmăm față în față și eu am spus, da. Și după aia ai zis, bun, îmi spui când ești liber și vin la București. Care ai venit când ai zis la București? Doar pentru a filma. Da, păi nu, dacă zic, am o problemă cu chestia asta. Fiate, mie dacă îmi spune un om, de exemplu, adică eu prefer să îmi spui așa. Băi, nu vreau, băi, nu, când stai să vezi că poate că să vedem. Nu, îmi zic da sau nu, vin sau nu, sau facem sau nu. Da. Nu mă iei că să vedem, că vin să văd poate pe la între 15 și... Dar tu spui, tu spui la alți oameni care vin la tine cu propuneri, îi spui bă, facem sau bă, nu facem? Da, clar, direct în față. Eu nu o să zic niciodată ție, dacă mie nu-mi place ceva, eu zic, băi, nu vreau să facem. De exemplu, eu când te-am invitat la podcast, te-am invitat cumva după ce mai vorbisem noi un pic pe Instagram. Da, pe chat, am intrat eu că erai tu live și mie chiar mi-a plăcut ce faci și m-am distrat. Da, dar nu ți-am zis de podcast. Nu, n-avea nicio legătură asta, n-are. Ai intrat, tu te-ai distrat, mi-ai lăsat mesaj că de-aia m-a uimit pe mine, mi-ai lăsat un mesaj mie, bă, mult noroc acolo, fericit. Da, mă, eu mă uit la toată lumea, adică eu nu sufăr de chestia asta că eu am 1 milion și ăla are 10.000. Eu am comentat la oameni care aveau 5.000 de abonați și le ziceam bravo sau le dădeam un sfat. Credeam că e ok, știi? Eu nu sufăr de asta că am 1 milion și ceva și zic nu mă, trebuie să vorbesc doar cu ăia care au 800.000. Nu. Nu ești. Nu mi-a plăcut pe mâinima, băi, eu am intrat, terminasem de editat un clip pe la 1 dimineața. Te referi la faza cu mine. Așa, da. Și te-am văzut la recomandate. Am intrat, m-am uitat, m-am distrat, m-am simțit bine, m-am abonat și după aia seara mereu urmăream. Ce adică bine face YouTube-ul treaba. Dacă, cum să zic eu, dacă tu m-ai distrat, m-am simțit bine, de ce să nu zic, da mă frate, ce e a tău, e a tău, adică de ce nu ți-a zice? Că nu trebuie să-ți dau bani când îți zic asta. Dar sunt oameni care fac exclusiv treaba asta, adică nu se uită la ăștia mici decât cu, la așa cu cele? Da, eu zic din... Și ce părere ai despre ei? Nu știu, mi se pare... Dar acum nici nu vreau, nu știu cum să zic eu ție acum, să critic eu că sunt eu cineva sau așa, dar... Nu mi se pare ok, pentru că... Bro, ai 6 ani de muncă, stai un pic. Da, nu știu, așa e felul meu, mie nu-mi place, nu știu dacă, de fapt, nu aveai cum să observi sau așa, pentru că nu fac chestia asta, eu nu fac chestii cu reacții și din astea, adică nu reacționez la melodii, nu-mi dau cu părerea despre nimeni, chiar dacă poate uneori am ceva de zis, ai înțeles? Sau ești în măsură să dai cu părerea. Da, zic, bă, cine sunt eu să-i zic lor la ce să facă? Dacă el așa a vrut să facă, dacă el a vrut să-și toarne apa asta în cap, eu de ce să-i spun nu? Ideea că deci nici nu vrei să fii criticat, știi că tu nu critici. Băi, eu n-am nicio problemă, poate să fac oricine ce vrea. Tu mergi pe premiza aia, dacă tu nu scui pe cineva, nici tu nu vrei să fii scuipat. Să zicem, bine, mi-ar plăcea să fie așa, dar știu că nu se poate chestia asta, n-ai cum, nu există așa ceva în lume. Dar nici n-am o problemă dacă cineva zice ceva despre mine. Înainte aveam, dar acum nu am, deci a trecut foarte mult timp, am trecut pe niște chestii care nu ai ce să mai faci acum încât să mă atingi online, nu ai cum. Deci e imposibil să spui ceva ca eu după maturizat. Aia. Da, cred că da, e foarte bine spus așa, nu pot să mai zici ceva și zic aoleu, ce fac acum, am fost supărat. Sau mi-a făcut X clip sau mi-a făcut Y clip sau s-a luat. Facă tot YouTube-ul clip despre mine, nu mai am chestia asta. Dacă eu atâta timp cât eu fac chestia și eu mă simt bine și eu vreau să o fac, nu mă interesează. Dar nu ți afectează nici nivelul de muncă? Adică la modul că nu te simți ăla și strică vibe-ul și nu mai filmezi dacă aveai ceva de filmat. No. Eu fii atent, uite, eu îți recunosc și acum, nu știu, tu care poate să mai zic dacă se uită la clipul ăsta gen YouTuber, am momente când sunt normal, cum ar veni, mă doare și pe mine în spate, am o problemă mele, ca orice om. Când dau drumul la cameră, automat îmi vine o chestie așa, o energie, o nebunie. Energie. Da. Înțelegi? Și îmi place mult chestia asta. Dar nu te gândi că sunt mereu așa. Așa mi se întâmplă și mie pe live. Că știu că eu
Bine, tu ești live, e altceva, că lumea e odată cu tine acolo, în același moment îți zice. Da, tu dai drumul la cameră, că de ce zic asta? Uite, de exemplu, e Uță la mine, fratele meu, da? E, mai e unul Grasul și mai sunt câțiva pe lângă mine, Bebe, valiză, mă rog. Și noi stăm, ne strângem, eu trebuie să fac live, da? Suntem de la 8 la mine. Și eu la masă, dintre toți, eu sunt cel mai chill, știi? Atunci așa sunt chill, nu zic nimica. Și deodată când intri. Da, și când intru e de bum. E, ei treaba asta o știu și îmi spun mereu treaba asta. Lasă loc să pregătești de live. Da. Fie, da, da, e da. Mental, e o muncă. Da, da, uite, să zic o chestie. Eu am întâlnit oameni care spun că ești fake. De ce în spatele camerei? Că, uite, am gen lume când se întâlnești cu mine pe stradă și să facem tot poze. Zice, Bogdan, dar nu ești ca în clipuri. Și am impresia că îmi zice la modul că, băi, în clipuri ești într-un fel, dar pe stradă, adică ești fake. Dar n-are nicio legătură chestia. No, pentru că, bine, eu vorbesc de la live. Eu acolo trebuie să-ți transmit 3 ore, 4 ore, cât stau, trebuie să-ți transmit un vibe. Tocmai de-aia, și noi suntem oameni, și noi, da, bă, frate, și mie să cacă cățelul Carl când el mă duc pe spate și îți rup capul. Ne, dar nu intru, când moare cineva sau mă cer cu nevastă, nu intru atunci și zic, bă, uite, sunt supărat. Nu, dar nu poți să zici chestiile astea. Pentru că tu de asta creezi content, să-i distrezi pe alții. Nu faci content pentru oameni, gen, să-i bagi într-o stare să supere. Da, mă, da. Faci content trist pentru emo, știi? Da. Pentru oameni triști. O să-i dai și tu un țanglu Alma? Hai să te cunoască lumea un pic, pentru că așa țin chestia asta. Câți ani ai? 28. 28 de ani. Da, se simte vârsta? Nu, deci... Eu nu simt absolut deloc, cred că eu toată viața mea o să fiu puțin retardat așa. Eu așa retardat sau cu copil în gândire? Băi, retardat, vreau familie, vreau copil, îți dai seama, o să urmeze. Dar mă refer că mintea mea, cred că și eu mă văd și la 35 de ani tot fac un challenge câte o prostie. Eu tot mă, dar eu n-aș vrea să mă schimb sincer. Mie îmi place cum sunt, așa mă ține viu, așa, nu știu, mă ține... Te ține priză. Eu nu mă simt, deși uneori spatele, problema mea la spate mai mă trădează, așa că știi cum e, creierul tău se simte tânăr, dar corpul te mai doare, piciorul, spatele, mâna, știi? Dar nu mă simt și fac asta gen de la 21 de ani am început să fac YouTube. Ok, de la 21? Da. Deci ai 7 ani, ai plecat pe 7 ani? A, 7 ani de acum, da. Bun. Băieți, sper să apreciați măcar cu un like compania noastră de pe fundal, Alma. Nu știu dacă se aude, dar când se aude, să știți voi că e Alma, știi? Are și ea lupta ei interioară cu cine trece pe stradă. Nu poți să-i spui câinele lui. Dar poate câinele. Mă simți pe mine că străin, nu? Nu. No. Nu, e cu cine trece pe stradă. Okay. Trăiești pe poarta mea. How? Bine, mai sunt și copiii ăștia care vor să-mi facă tot felul de farțe, mi-aruncă cu bulgări, cu petarde, cu petărzi. Bă, nu prea e ok, sincer. Uite, n-ai ce să... O să-ți povestesc și eu dacă vrei o chestie. O să zicem pe parcurs, pentru că vreau să te țin în sfera asta aici, în zona asta. Ai 28 de ani, născut, crescut unde? Născut în Focșani, crescut în Mărășești, 18 iunie 1992. 1992. Mă uit la câinii că îți roade și de trei, îți face și de trei. Băi, lasă-mă puțin, te rog eu. Băian, Ami, ia stai tu cu minte aici, hai. Stai și tu pe podcast cu noi. Stai cu minte, da? Te rog eu frumos. Mărășești. Da. Cum percepe Brancea. Lumea? Cum percepe lumea când zici că ești... știi, lumea își dă seama instantant lumea că ești... Te refer... Moldovean? Da, n-ai cum. Da, eu ai nu, accent? Da, dar mie, eu n-am nicio problemă. Te deranjează accent? Nu, niciodată. Eu sunt mândru că sunt de acolo. Bă, eu am observat treaba asta în în mașină. Da? Când, și când am apreciat să-mi bag pula, dacă nu am apreciat cu aia. Băi, da, ăsta și eu, măi, și pula mea vrei, las, că, cine mă vrea așa. Bine, am încercat să-ți imit un pic accentul, știi? Da, bine, nu, poți că n-ai cum, că trebuie să fii. Te deranjează când cineva te imită? Nu, sau niciodată. Dacă... Nu, eu n-am, eu poate să fac și mișto de mine. Da. Nu mă deranjează niciodată. Bă, mișto de tine e una, dar la modul, uite, acum eu... Bă, nu se facă bully din ăla așa, în sensul prost. Dacă ai o glumă ca lumea, eu le gust, eu mi-mi place Caterinca, eu sunt pe vrăjeala asta pe Caterinca. Eu cu prietenii mei facem zilnic mișto unul de altul. Noi mereu ne găsim defecte, Caterinca, că ești gras, că ești slab, că ești umflat, că ești... Ce barbai, că ce ok, că e strâmb, că știi? Bun, Mărășești, născut, crescut acolo, da. Moldovan, mă. Sincer să zic că am consumat vinul, am vrut să-ți aduc un bidon, dar a fost problemă de Vrancea? Da. Nu, că și eu. De la buțuc, că beau doar vin roșu și atât. Soția mea stă în Gugești, te-am zis, Vrancea. Da, e exact 20 de Focșani, 20 de kilometri, da. E aproape. Și am băut. Am avut de revelion și de ziua ei vreo 20 de litri. Nu, adică uite, eu mi-i poți să-mi aduci vin la 7.000 de euro din ăla,
mă cac pe el, pe vinul tău de 7000. Mi-a dus din ăla, a dus în bidon, care n-are nimic în el, să nu fie tratat, să n-aibă sulf, să n-aibă nimic. Și beau din ăla, stau la friptură, la grătare, nebunia mea, la ceaon, la ce vrei tu, ai înțeles? Da, eu așa merg eu. Da, da, a doua zi nu te doare aici, asta e problema. Da. Ești bine, înțelegi? Oh, eu, da, în schimb, nu sunt cu tăria. Eu nu beau tărie, nu mor. Deja că am băut 7 shoturi, mi-e rău, da, o săptămână. 7 shoturi. Whisky și băutură tare, în general. Nimic, vodka, nu beau nimic. Whisky, gin. Nimic nu beau, niciun fel. Mi-e rău, din mor. Bun. Mărășești, moldovan, 28 de ani, însurat sau iubită, la stadiu de iubită? La stadiu de iubită. La stadiu de iubită. Da, avansăm. A, avansezi? Da. Doamne ajută. Ai gânduri? Da, chiar da. Ai gânduri. Da. Îți dorești copil, bineînțeles. Da, bineînțeles. Uite, să știi că până acum ceva timp aveam chestia asta când încă îmi plăcea așa să o ard. Te-ai gândit că ești nepregătit vreodată? Păi nu știu dacă ești nepregătit, dar n-am simțit. Acum e pentru prima dată când simt că eu chiar vreau. Cred că să femeia îți oferă și o stabilitate, altă stabilitate. Da, 100%. Mm-hmm. Că n-am, o iau randeaua, mă duc. Te-ai apucat de YouTube la 21 de ani? Da. Cum te-ai apucat de YouTube? Din ce idee? Băi, a fost, nu știu, pentru mine e așa. Eu zic așa a vrut Dumnezeu pe o parte, pentru că hai să-ți explic și de ce. O iau așa cu începutul, pentru că mie nu-mi rușine, n-am nicio chestie, nu cu trecutul meu sau așa. Părinții mei s-au despărțit, stând cu mama, fiind doar ea, cu un singur servici, vreo, nu știu, 15-20 milioane pe lună, stând la casă, având sobă pe lemne, chestii, și cum e. Da. E greu. Eu fiind în clasa a 12-a, trebuia să mă duc la banchet, n-aveam bani, n-aveam din astea, era greu. Mama săraca, vinde ținelul, vinde țelea, lanțul de aur, vinde țelea, n-aveam ce vrei, n-aveam ce vrei, n-aveam ce să facem. Ai știi trăit. Cum, ca un părinte trebuie să-i dai bani, că nu poți să-l lasă să ducă la banchet, și el copil, amintirea lui trebuie să ducă, nu poți să-i zici, nu, știi, a făcut, părintele. Cum zic, pe dracu-n patru, da, ai înțeles? Părintele, părintele. În fine, m-am dus, mama asta, eu am tuns. Eu meseria mea a fost frizer. A, ești frizer la meserie? Da, eu asta, înțeles? Am făcut cursuri de profesionist frizer. Am tuns, am cutare, în fine. Am văzut eu, mă uitam la unul pe YouTube care tundea, arăta bine cu pălării, tatuat, cutare, din afară, în America. Făcea tot felul de clipuri din astea cu tunsori. Și zic, băi, ce-ar fi să tun și eu un prieten să-l tund ca Marco Reus, zic, ca fotbalistul ăla. Zic, hai că-l tun și eu așa, zic, bine. L-am pus pe scaun, l-am filmat cu o cameră de, nu știu ce explic. Cameră sau telefon? Cameră, mă, dar era din aia de făcut, de fotografiat. Mamă, de aia 2 megapixel, nu știu. Lung așa și cu... Și Sonic, nu, era ceva... Mă rog, vorbă. Fantomă, nu o firmă, Panasonic, Sony, în fine. Pe un hol acolo, fără lumină, cu muzică dată tare pe fundal. Am clipul ăla și acum. Da? Da. Muzică tare, dar dacă pui acum la căști, spargi urechile, întâlni, e dezastru. E filmat așa, m-a filmat un prieten, așa făcea camera, așa ținea cadrul. E deci zero, nu știu, băi, ți-am zis, cred că așa a vrut Dumnezeu. Îl pun pe net, îi pun titlul în engleză, hairstyle Marco Reus, Dormund, căcat. Bun, îl încarc, zic, ai, ce-o fi? Ia, fete, mă sună un prieten la vreo 4 zile, ce faci, mă, ce-ți fac tund? Și că vezi că ai pus un clip pe YouTube, are 2 milioane de vizualizări, zic, ai, căcat, hai mă, lasă-mă, că am de tuns, stă lumea aici, mă așteaptă. Băi, a făcut 2 milioane, intră, bă, zic, mă, du-te. Bă, îți jur, uite, băi, eu sunt moră dacă te mint cu mâna pe inimă. Zic, nu, mă, n-are cum, mă. Termin de tuns, intru pe telefon. Băi, 2.100.000 de vizualizări. Zic, băi, cred că, și ce zic? Zic, nu, cred că e ceva de la YouTube, să mă deloghez eu. Am delogat, m-am logat iar. Zic, cred că e vreun bug din ăsta ceva. Da. Când intru, la fel, zic, mă, mâncați ești brata. Tu vedeai lumea ce face pe YouTube atunci, nu? Da, eu mă uit... În 2000 cât vine asta? 2013? Eu mă uit pe YouTube din 2008. Ok. Știu vlogări care, nu știu, care făceau, adică, nu știu, să-ți dau un nume așa, Romulus Simu, ai auzit? Era un tip în America. Alex Contraș? Nu. No. Al Dușca? Nu, eu urmăresc YouTube-ul recent, gen de 2016-2015, clip acolo. Nu, Al Dușca, Alca Căpușa era o fată. Alca Căpușa? Da, așa avea. Așa avea. Aka, a.k.a. Căpușa avea. Român? Fată era, da. Schivo. Păi Schivo. Ei, în perioada aia, atunci. Când am vorbit cu Almășan, mi-a zis că Schivo ar fi prima vlogăriță femeie. Prima... Care mai e acum, dar a fost mai care încă se ține. Care încă face. Dar sunt care s-au lăsat pe parcurs după un an, după 2 ani. Adică sunt foarte vechi, care nu știe lumea nici acum. Nu știu, n-am idei. Pe unii am încercat să-i caut, să văd dacă ce mai e cu viața lor, dar nu mai știu nimic, nu știu. Mai Mikey H, care era vechi cu Doza. Care erau oameni încă e și acum. Vechi. Bun. Așa, fii atent, revenim la treaba asta. Am făcut 2 milioane, zic, băi, n-are, mamă. Și zice asta:
Zic, băi, vezi că s-ar putea să postez și niște bani, știi? Zic că e căcat, ce bani să iei, ce s-a uitat lumea. Nu știam nimic, n-aveam nicio treabă, eram... Eu aveam greutățile mele acasă, nu aveam lemn, trebuia să mă încălzesc, pun pe foc, ești nebun. Băi, dar fii atent cum a fost. Am făcut pe 19 decembrie, în perioada sărbătorilor. Bă, și venea Crăciunul. Trebuie să ai și tu pe masă o bucată de carne, cotare, lemne, cotare, două sobi la camere, la cotare, înțelegi? N-aveam lemne, n-aveam problemă să te încălzești, să asta. Mama, la fel, ce să faci cu 15 milioane? Că lemnul trebuie să dai 30 milioane pe 20 de lemne. Știu că și eu am avut la mama. Nu știu ce-mi face el acolo, cu Google, AdSense. Eu nu știam, eram paralel, nu știam nimic, nici descriere, n-aveam la vlog, n-aveam, da, n-am pus aiure, l-am pus la plez neale. Bă, îl pun, bă, și-mi intră în cația și gura ta vreo 1400 de euro. Deci fii atent, îmi intră vreo 1400 de euro. Pe un clip? Da, mă, atenți că toată lumea care se uită acum o să o ia, da, o să ducă vizualizări din afară, remember. Doar din afară, doar din America, da, făcute. Fără România n-are nicio legătură, gen vizualizări din afară cu ce titlu, cum l-ai pus în engleză. Ai înțeles? Da. Adică nu-ți compară banii, nu știu aceiași bani. Te-ai cum mă supăr pe tine. Fii atent, bă, iau banii aia ca să vezi chestii. Nu știu, n-am mai povestit nicăieri chestiile astea. E primul, n-am mai avut. În premieră, băieți? Și nici pe vlogul meu nu n-am zis. Și fii atent, scot banii într-un final, până a venit un cod, AdSense, a durat vreo nu știu cât timp. Am asociat alt cont, altul care avea deja ăla, ca să n-aștept eu, când trebuiau bani și mie de sărbători de astea să o ajut pe mama. Îmi vin banii și scot toți banii, nu m-am văzut în viața mea cu 1400 de euro în mână, când m-am văzut cu banii, am zis că gata, i-am mânt acasă la mama, fii atent, puteam, uita și teancul de bani de la bancomat. Mama vine de la muncă, săraca, pe la nou. Zic că sună-l pe ăla cu lemnele că luăm lemne. Păi n-avem bani, cât luăm? 2-3 metri? Nu, 30 metri. Mamă! Dar de unde 30 metri? Eu țin și scot banii din buzunar și drogul dau așa de. Băi, jur, pe ce vrei tu? Vă leu, mamă, Bogdane, dar nu trebuie să te apuci, mamă, chiar dacă e greu, nu trebuie să te apuci de prostii. Bă, vă jur pe ce vreți voi, că așa mi-a zis săraca femeie când m-a văzut cu atâția bani. Și că nu trebuie să te apuci de... Trebuie să rămâi cu cioale pe pământ, că trebuie și acum mai știi asta. Tot asta crede. Nu, mai are treabă. Și am luat banii, am luat lemne, am luat de mâncare, am plătit datorii, am plătit tot ce aveam. Toți banii aia s-au investit total, n-am rămas cu absolut nimic, niciun leu, nimic. Ei, n-am făcut nimic cu ei. Nu mi-am luat nimic. Vezi asta. Deci am luat în casă, am făcut gen nevoile. Nu ți-ai luat Adidas, nu ți-ai luat hai, nu ți-ai luat lan. Nu, ăstea s-a acum că am eu, adică mi-am făcut și trebuie, că trebuia să fiu tâmpit, am 1400 de euro și casa scade pe mine și o să-mi iau. Și asta a fost pe primul clip, da? După aia ce ai făcut? După aia și ce am zis eu, nu? Să vezi acum ce bubuială dau, numai în banii ăștia o țin de 2000 de euro. De unde atâta că am făcut și n-am mai făcut nimic. Da. A murit, canalul a murit. Aia a fost bubuiala. Și ți-au, câți abonați ai făcut pe clipul ăla? 5.000, 6.000. Uh-huh. Numai străini din ăștia. Da. Am mai pus pe aia vreo 4-5 tunsori. Și ai ținut canalul ăla sau ai făcut altul? Nu, l-am ținut, l-am transformat. L-am ținut. Deci ăsta e practic pe care faci acum, da, e ăla, da, e vechi. Okay. L-am ținut și mi-am dat seama la un moment dat că făcând, nefiind într-un oraș mare, nefiind, neavând oameni să-i tunzi într-un anumit fel, pentru că mulți veneau cum, de tu normal, mă, tu trebuia să vii, ca să faci chestia asta pe net cu frizuri, trebuie să iei oameni să le faci dungi, nebunii, modele, să fii tot timp, adică să ai oameni care mereu vor să tundă ca niște celebrități, știi, ca Ronaldo, și copiii, faci tu trei dungi, îl bătea măsa acasă, îți dai seama, vii tu cu dungi vopsit în cap, nu-i lăsa, știi? Și mi-am dat seama, zic, bă, eu trebuie să fac ceva și nici nu poți să crești, că ajungi, de exemplu, sunt oameni pe YouTube care și acum eu urmăresc, tund, dar au rămas acolo, n-au mai crescut, au murit, nu mai e la mod, nu mai e. Crezi că e o nișă pe care se evoluezi foarte, foarte mult? Nu faci niciodată treabă pe chestia asta. Care sunt cele mai bune trei nișe pe care le vezi tu? Mamă, cum te-am scos, te-am aruncat, te-am părbat. Acum nu știu, depinde, te referi la... Nu zic eu, uite, trei nișe și îmi spui tu după aia trei nișe, dar eu prima nișă pe care o văd este gaming-ul. Eu nu văd. A, tocmai da, e bine, că eu văd ceva, tu vezi altceva, diferență. Da. Bun, gaming-ul, a doua, vlogging-ul, dar la vlogging de care? Daily-ul. Da, este. Da, și cum e? Să ai și ce să arăți. Pentru că dacă ți-aș face o daily vlog la mine în oraș, din două nu mai ai ce să vezi. Două daily vlog-uri fac și ți-am arătat tot orașul. Și al treilea, chestiile forbidden. Forbidden? Adică, interzis. Pușcărie, jocuri de noroc, de-astea care sunt... Da, dar vezi că aici e cu puțin așa, cu dus întors. Foarte multă lume care a fost la închisoare apare și fac clipul și le merg. Adică le merg. Lumea se uită pentru că nu știe de unde. Da, eu zic că mor la un moment dat. Păi da,
Da. Uite cum face tranziția Montana. Ai văzut? Ba, uite, asta am făcut eu, asta am fost eu, da, uite ce s-a întâmplat acolo, uite acolo. Și acum se duce omul în altă zonă. Omul își face o reacție sau uite, face filme, cum a scos Recidivist. Te-ai uitat? Doar la un episod atât. Și eu tot la primul episod m-am uitat. Bă, da, a fost bun clip, a fost bun. Da, da. Chiar a fost bun, pe lângă ce am auzit eu, că a și povestit. Băi, uite, eu să zic fericire. Sincer că eu ți-am zis, n-am treabă. Nu, cum să zic, eu nu rezonez cu chestia asta. Da, mă, n-ai rezonat cu chestiile de pușcării, de chestii. Nici măcar, nu mai zic acum că, Doamne ferește, să ajungi pe acolo. Dar nici măcar nu vreau să știu despre el, nu mă interesează. Da, mă, deci n-am chestia asta, nu vreau să-mi trag asupra mea nici măcar un feeling din ăsta de pușcărie, de pușcărie. Nu mă interesează. Da, mă, te atrage, dar uite, oamenii, de exemplu, multă lume e curioasă și uneori mă uit și eu de curiozitate, dar nu fac un obicei încât să zic, bă, ia să mai caut să văd oare ce se mai întâmplă acolo sau cum mai să faci la pușcărie. N-am chestia asta. Hai să aflăm cum ți-a mers YouTube-ul. Te-ai apucat atunci, deci, ai făcut primul clip 2 milioane. Așa, am mai făcut după aia cu tuns o grămadă, n-am mai făcut nimic, nicio putare, mi-am dat seama că nu pot să urc, n-am nicio șansă și am zis, bă, trebuie să fac ceva între timp să pot să cresc pe YouTube. A, și ce nume avea la canal prima oară? Hairstyle by iBeam. Ok, bun, Hairstyle by Ami. Mă, ți-am zis, bă, ești prea prost, bă. Dar nu, pune-mă undeva, nu stă undeva. Nu stă, mă, nu stă. Aia, trebuie să-i dau una la goază și să pune lângă ăla acolo. Lasă. Așa, mă. Ia. Uitați-vă, Doamne! Păi, vrea să scapi! Bă, cât de... Băi, nene, ești chiar prost, mă! Băi, Ami! Vezi că îți dau una la găoază și te duci acolo! Și eu să uit umor! Da, nu face față de miloagă că sunt oamenii aici! Jur că înțelegi, să mor eu! Uite ce fel să uite, băi, lasă-mă când vin să plâng! A, mă, cât să mor dacă te-ai da, și că seamănă cu tine un pic așa! Are negru așa cu barba la bot, nu? Păi! Bătaie. Așa. Bun. Deci am făcut ăla, am avut numele Hairstyle by IBM. Mi-am dat seama că nu pot să urc mai sus. Eu vreau să evoluez, nu să rămân la aceeași, vreau să cresc. Da. Ei, după am mai tuns în perioada asta. Te-ai gândit că m-am lăsat de tuns, că îmi trebuiau bani, că n-aveam bani, îți dai seama. Și a intervenit problema mea cu spatele. Okay. Din cauza tunsului am avut scolioză, care o am și acum, netratată, că n-am știut ce am, am crezut că mă doare spatele pur și simplu că stau mult la calculator sau așa. Stând în picioare ori în șir la tuns. În poziții nașpa, s-a afectat mai tare, mi-a afectat tinerile jos, am făcut hernie, am dat-o în altele. Mi-a zis doctorul ce lucrezi, am zis că tund și mi-a zis că din păcate trebuie să-ți cauți altceva pentru că sau risci să rămâi paralizat, mi-a zis. Și atunci pentru mine a fost așa, bă, ce fac eu, mă, că ți-ești gura ta cu viața mea, da. Ce fac eu? Că mi-e place tunsul și acum, înțelegi, chestia asta. Eu dacă mă pui să stau, nu știu, să stau o oră în picioare așa drept, pe spatele meu sau așa, pe aici vezi cum curge transpirația așa și mi-amorțește piciorul ăsta, stângul. Da, se lasă pe picior. Te și forțezi, știi? Adică... La atunci stăteam așa, cocoșat, strâmb, venea un copil, unul mai mic, unul mai mare, unul mai înalt, unul mai... Mă-i pune și o scândurică sub fund? Degeaba. Da. Tot se dădea într-o parte, în alta. Okay, și tundeam oameni, deci veneau de dimineața de la 9 până la 8 seara, tundeam non-stop, aveam clienți full, continuu. Și am zis, bă, trebuie să renunț la asta, m-am renunțat, am strâns niște bani, m-am luat o cameră, mai ok, că filmam cu trabantul ăla. Ha, deci, practic, bine, a fost un impuls, pentru că ai văzut că ai făcut 1400 de euro. Da, da. Și ai zis, bă, fac online. Dar după aia să știi că am fost dezamăgit, că am făcut următoarele clipuri și n-am mai făcut ia nimic. Să zic, și după aia, și după aia banii au scăzut, nu mai aveam nimic, erau pe zero. Ei, și după aia, ca să fac bani pe YouTube, care a durat... Care au fost clipurile tale, pe primele clipuri? Adică în ce ai fugit? Ai zis, bă, nu mai fac cu Hairstyle, că nu mai pot. Da, n-am mai tuns. Am făcut un Q&A, am făcut clasic, Jelly Beans cu căcaturile alea care mănânci și au gust din ăla. Nu știu ce am mai făcut, ce chestii. Clasice. Bă, așa, clasice, așa. Dar știi care treaba? Pe vremea aia încă prindeau, acum nu mai sfumate, se expirate. Fumate, direct. Atunci încă erau așa la modă. Acum sunt cumva idei când n-ai ce face, când n-ai nicio idee, cum o faci pe aia? Nici nu le mai fac acum. Prefer să nu filmez nimic decât să o fac pe aia eu. Nu știu, mi se pare că o pun fuse, degeaba. Fuse seduse. Da, nu mai. Înțelegi? Și asta a fost, să zic așa, mica poveste. Așa. Câți abonați ai făcut în primul an? Mamă, în primul an cred că aveam, nu știu, 25.000 ceva de genul. Ai făcut 25.000 în primul an. Ok, în al doilea? În al doilea an cred că am ajuns undeva la vreo 80.000. Ok, și 100.000 ai făcut în al treilea an, nu? În al treilea an am făcut. Și cum te-ai simțit la 100.000?
La 100.000 am zis că gata, nu mai vreau nimic, asta e tot ce îmi doresc. Eu am zis că n-am cum să ajung niciodată la suma, am zis că nu se poate așa ceva. Da? Mă uitam la alții, aveau butonul la perete, zic, oare apuc și o să-l iau, oare apuc? Și în timp ce făceam și vedeam că cresc, nu știu, îmi dădea așa o putere, nu știu să-ți explic. Da, nu știu bă, exact, o dorință. O dorință. Mm-hmm. Simțeam că fac ceva și fac bine, că lumea vine, știi? Și a fost... După aia când am văzut că fac 100, am făcut 100.000, zic, bă, dacă se poate 100 și încă 100 și încă 100, pot să ajung la milion. E, și de atunci a început așa, drive. Exact ca un challenge pentru mine. Da. A fost exact, eu cu mine aveam un challenge. Road to milion. Da, aveam un challenge eu cu mine. Zic, bă, știi care e partea funny? Da, am avut multe chestii. Vrei să zic care e partea funny? Exact asta simt și eu acum. Da, na, nu știu, dacă nu simți asta, fii atent, dacă nu simți asta e o problemă, eu zic. Bă, până la 100.000 am fost chill, adică la un moment dat știam că o să fac. Dacă m-am apropiat de 100.000 și când am făcut 100.000, eram acolo, eram cu tine acolo. Simt acum că nimic nu mă poate opri. Da, nu mai. Dar știi care e treaba? Că am și o încredere minimă. Trebuie să-mi operi pe parcurs, să nu păi nu, dar tu, știi cum... Indiferent că îți merge acum un an, că la anul nu îți mai merge, tu nu, bă, tu nu te-ai lăsat, tu dă-i în continuare cu ce faci. Știi care e, cred că, avantajul meu? Că îmi pun goluri, țeluri, gen tangibile, zic bine. Da, nu zici că vreau 10 anul ăsta, milioane. Anul ăsta vreau să fac 500.000. Nu, frate, anul ăsta vreau să fac 250.000. Exact, așa realizabil. Da. Mergeam din 100 în 100. Da, bă, e mult mai, ești mult mai, bă. Adică nu cazi de undeva de acolo și te distrugi. Bă, dacă tu îți dorești 250.000 și atingi 250.000, uite, bă, am reușit. Dacă faci mai mult, bă, am reușit și uite mai mult. Exact. Dacă tu îți propui 500.000 și tu faci 200.000, zice, uite, nu ești mulțumit cu aia 200, îți pierzi, da, îți pierzi nebunia asta. Și când ai simțit cu adevărat tu că ai bubuit? Acum 2 ani am făcut în 3 luni de zile 500.000 de abonați. Am avut cea mai mare creștere pe vară. Mamă! Da. Cu ce? Cu farse? Nu, am cumpărat o piscină din aia, gen de la Dedeman. Da. Și am făcut diferite provocări în piscina aia. Toate căcatele, toate chestia, am umplut-o. Luate de la oameni? Și de la oameni de pe YouTube îmi lăsau un comentarii, dar și ideile păi mele. Păi și eu am cumpărat o piscină, dar nu m-am gândit să fac provocări. Dacă te uiți la clipurile, au numai câte milioane de vizualizări. Mamă. Am umplut-o cu spumă, cu chestii și din alea când te duci la pește și din alea colorate. Știu. Am mâncat vreo 5.000 din alea noaptea nea, se vedea toată luminată. Am făcut tot felul de căcaturi, yoga în ea, provocări, am sărit după casă în ea, toate căcaturile posibile, care nu, deci... Cine le vede zice, bă, ăsta cred că e retardat, dacă mă întâlnesc pe stradă, cred că e nebun. Dar te simți bine să le faci. Bă, eu nu fac niciodată ceva care... Ca să nu te simți uite, bine. Uite, de exemplu, îți dau un exemplu, e chestia asta cu cântatul. Da. Eu și mâine pot să mă duc aici la București la cineva să fac o melodie. Nu, ai văzut că nu trebuie să știi să cânti acum. Da. Ai zis trei versuri. Tocmai de-aia o să scot și o piesă. Nu, dar fii atent, eu zic o chestie. Poți să zici, pac, ai făcut-o, adică poți să fac oricine, dar eu nu mă simt, eu nu mă văd, băi, eu știu să fac challenge-uri, eu sunt nebun, eu fac tot felul de prostii. Uh-huh. Eu niciodată n-am zis că canalul meu este un canal educativ, nu. Și o zic și acum, eu fac pentru distrai, la mine intri să râzi din mine, frate, să râzi cu mine sau de mine, ai înțeles? Nu ca să te învăț pe tine matematică sau alte chestii, nu, sunt alte canale, te duci pe alte canale, eu nu sunt acolo pentru chestia asta. Te-a afectat treaba asta acum cu Copa? Cu copiii, când declar că nu mai e pentru copii și nu mai apare neapărat la copii? Nu, nu. Nu te-a afectat deloc? Nu, nu. Pe mine nu m-a afectat. Că au creat, că ai zis că ai public mult copil. Da, da. Nu m-a afectat. Vrei să zici segmentul 13-17 cât ai? Dacă intru pe YouTube, la studio. E 24, nu, e aia, cum zice, 18-24. Da, mă, uite, nu, la ce mă refer eu, stai așa. Deci pe YouTube, când te duci zici pe YouTube... Zici vârstal aia? Da. Ce procent ai la 13-17? Dăm cărțile pe față, public, uite, de exemplu, 13-17, 4,6%. La analistic unde mă duc? Te duci pe YouTube Studio, public, audience. Uite aici, și vezi. Băi, ești nebun? Adică ca să vadă gen... Deci 13-17, 5,2%, eu am 4,6. 18-24, tu ai 46,7%, am 54,5. Da, dar eu zic o chestie. Lumea mai ce minte, corect? Jumătate, nu jumătate, 80% au pe alea bifate aiurea. Ca au peste 18 ani, părerea mea, eu nu cred că se uită oamenii ăștia, atâția oameni de vârsta asta la mine. Mm? Nu știu, așa cred. Poate s-o uita, mulțumesc, dar nu știu. Înseamnă că ești pe stilul lui Micuțu, te biciuiești și tu mult. Te biciui? Ești dur cu tine? Băi, uneori, da, uneori mai și sufăr de mine, așa ca să zic sincer. Da? Băi, dar cred că uneori sufăr pe bune, cred. Da. Nu te gândi acum că nu suferi, nu. În sensul că, băi, când fii atent, fac un clip, stai să zic, ca să zic eu înainte să nu zic lumea acum. Fac un clip și faci într-o zi 500.000, zic, da. Am bubuit-o, am fost forță, am știut, am
Am fost, am fost creier, așa îmi place să zic, fost creier, asta știi, e vorba mea. Știi când suferi, fii atent, că așa o fac și eu. Când ți ajunge în pula mea, că vezi că vorbești X, Y, Z și îți dă cu părerea și pula mea și tu stai bine, faci 500.000 de vizualizări la clipul, da, sau faci 1.000 de euro sau faci și 1.000 de oameni odată să râdă. Știi? Atunci, exact, când vezi că nu te apuci tu așa, e totul chill când și vii tu și spui... Ia uite, coiețe, 500.000 moșilei. Îți dai seama, nu. Nu vii. Nu, nu, nu. Deci vezi tot... Nu era vorba de alte haine sau căcat, că n-avem, n-avem, nu suferă de astea. Exact de chestia asta. Bun. Și, deci ai făcut primii 3 ani, stai așa, ai zis că ai bubuit acum 2 ani, în 2018. Ai făcut din 2013, te-ai apucat tu? Ți-mi mintesc exact cum ai? Nu mai știu exact să zic sincer. Deci ai bubuit, cum, când ai bubuit tu tare, după câți ani? Gen, după 4-5 ani? Vreo 4 ani. Deci după 4 ani. După 4 ani. După 4 ani câți abonați estimativ aveai? Cred că aveam vreo, nu știu, 375.000, 380.000 pe aici eram. Că țin minte că după ce am făcut bubuiala aia atunci, făcusem vreo 800 și ceva de mii, 900.000. Ajunsesem. Bombă, crescusem mult. Ți-a fost greu să gestionezi mulți abonați așa deodată? Nu știu, la ce te referi, ca uite, mesaje exemplu, sau ca ce, nu știu. Ca mesaje, uite, ca de exemplu, eu, de când am început YouTube-ul până acum, nu există clip la care eu nu dau inimioare. Eu sunt nebun de chestia asta. Eu merg pe stradă și dau inimioare și intru pe-n bălți, dau cu capul în astea. Am ok și răspund la astea. Și nu răspund, ca să zic sincer, ca am zis că suntem sinceri, pe Instagram la mesaj nu răspund la toate, ca să zic sincer. Da. Și dacă nu vrei zic cum. Și de ce, vrei zic de ce? Îmi trimite poză cu o găină, îmi trimite poză cu o banană, îmi trimite poză cu un Pampers, adică, băi, bă, dacă ai ceva să mă întreb, Bogdan, am văzut ceasul ăsta, de unde ți-a luat? L-am luat de la H&M, nu știu dacă vinde ceasul, zic la mișto. Asta au zis și eu, dar nu mă întreba, îmi trimis poze că ai făcut tu cârnaț sau grătar. Păi și eu ce vrei să zic, mă, frate? Bun, ce vrei să zic? Și cum se întâmplă mine la fel? Sau cred că știți la și dacă stai să răspunzi la toate astea, tu nu mai ai timp să mai faci, bă, mii de mesaje, am nebunești. Sau alea cu salut, căfă. Da, adică ce, și eu ce să răspund? Bine, tu? Așa și... Da. Și după aia omul zice că nu-i mai răspuns după aia. Păi, nu, dar are nicio treabă, frate. Întreabă ceva cu adevărat dacă vrei să afli, să afli ceva, să te interesezi, nu așa că ce faci. Ce faci poți să vezi pe vlog ce fac eu. Și dacă aș face ceva, oricum nu zic din viața mea reală. Tu o să-mi dai un mesaj, eu am o problemă și tu mă întrebi, Bogdan, ce faci, și o să zic, băi, știi, n-am bani, dă-mi și mie sau mă doare aia. Sau... Eu nu zic astea pe net, că nu stau să-ți povestesc ții greutățile mele. Mă refer la aceia care te întreabă ce faci, simplu, așa, știi? Răspund dacă chiar mă întreb ceva, pe bune, știi? Adică să ai o chestie serioasă, așa, nu la orice nebunie. Da, mă, da. Ce-ați primit mesaj așa? Cu un bidon de apă, băi, mi-a trimis unul cum ținea un cocoș, mă, frate. Un cocoș din curte, adică, eu ce să zic ție? Nu, pe bune, acum ziceți voi, acum pe bune, fără mișto. Ce zic eu omului, copilului ăla cu care ce mi-a trimis un cocoș? Tău. Nu știu. Am și eu cocoș la fel. Păi și tu dai seama să stai să răspunzi la toate mesajele astea așa? Bă, ți-a ori întregi, nu mai bine filmezi eu un clip. Nu zice omul după aia că te-ai ajuns, te-ai schimbat. Bă, acum vrei să zic sincer, e problema lui dacă zice asta. Eu nu vreau să par arogant sau să mă cac pe mine, dar pun-te în locul meu să stau să răspund la mesajele astea fără rost. Trebuie să stau așa vreo, băi, nu exagerez, dacă mă pun să răspund la toate, nu mi-ajunge o zi întreagă. Bă, o zi întreagă așa, stat așa o zi. Eu mi-am făcut un target așa, răspund la 150-200 când sunt mai mult timp liber, când stau în cadă, când stau pe WC, mă duc și în 500, dar e the most, adică nu poți mai mult. Da, pentru da. Că și trebuie să cumva să te și implici în conversația aia, nu e bine, tu și bână câva. Da. La unele trebuie să-i mai dai și bână tu, pentru că asta zice omul, salut, căfă. Da. Adică eu prefer decât să te iau la mișto, să zic așa, prefer să nu-ți mai zic nimic și prefer în timpul ăla. Încât tu mă întrebi pe mine, CF, eu să nu răspund la 500 de mesaje, dar să filmez un video pentru canal. Da. Să fac timpul altfel, să-l completez altfel. Hai să terminăm cu YouTube-ul. Deci ai bubuit acum 2 ani. Da. 500 de mii într-o vară. Da. Ce s-a schimbat? Păi nu știu la ce te referi când zici. Ce s-a schimbat? Cum că, uite, de exemplu, la mine s-au schimbat multe chestii. La mine sau nu, în ce general, s-a schimbat în viața, general? Da. După ce 800 de mii, un milion, când ai făcut milionul? Anul trecut. Anul trecut. Ok. Ce s-a schimbat după creșterea aia mare? Băi... Ai simțit vreodată că te-a băgat, că nu te-au băgat oamenii în seamă și după ce ai bubuit te-au băgat? Da. Eu vezi că eu am o problemă din asta, așa, nu știu dacă e bine sau rău, dar mi-mi place dacă vrei să fii cu mine, frate, să fii când am și când nu am. După aia s-ar putea să fie problemă. Și nu ai băgat în seamă pe aia? Ca să zic sincer, pe unii după aia.
Pentru că am simțit vrăjeala aia la mijloc, ai înțeles? Chis, eu nu halesc Eu nu halesc chestia. Mi se întâmplă și mie, Hai să fim ca lumea și când am 100.000 și când am 500.000 și când am 3 milioane și când am 100 de milioane. Crezi că nu doar când am numeri mari. Se vânează talente pe YouTube? Da. Adică în felul tău cum o vezi tu, asta cum se vedează talentul. Te referi că dacă bubuie cineva alei în clip? Da. Dar nu, să-l vezi înainte să bubuie. Să-l urmărești, să-l vezi și să știi că bubuie și atunci să fii acolo lângă el. Băi, uite, nu m-am gândit niciodată la chestia. Adică eu nu m-am uitat la nimeni să zic, bă, ăsta are atât și acum hai să-l fac tovarășul meu cum ai încolo. Nu, nu m-am gândit, nu știu, nu mi-a trecut niciodată. Dar crezi că există de-astea? Da. Ești muștul la alma, te rog. Da, eu zic că da. Crezi că există, da, nu? Da. În general, vrei să zic eu acum că nu dau nume, dar sunt unii așa pe YouTube care dispun de... De cașcaval. De cașcaval, de la o vârstă așa mai mică. Aha. Și au tot ce le trebuie și am văzut că... Astea sunt, practic. Unii mai stau așa. Aha, pentru bani. Pentru bani, pentru că au chestii, își permit, poate să ducă, poate să investească în clipuri, în anumite... Ajungem în prezent cu YouTube-ul și ai făcut 1.300.000, cât ai acum? 1.350.000. 1.350.000. Mergem pe 1.400.000. Nu. Niciodată. Nu, zic sincer, nu, ce să mă cac. Cum? Și când am simțit că fac milionul la 500.000, am zis că dacă am făcut jumătate, nu pot să fac și cealaltă jumătate, nu există. Ia povestește-le tu oamenilor cum te-ai simțit și cum a fost momentul când ai făcut 1.000.000. Băi, ca să zic sincer, stăteam la 100 așa cu laptop frumos, am pus video, mai întrebeau 1.000 de abonați. Erai singur? Nu, mai eram cu un prieten, acasă. Ai prietenul tău bun? Da, cel mai bun. Vezi? Cel mai bun prieten al meu, în sensul că nu-i doar el, mai am, cred că e număr aici, cred că de fapt la o mână atât e număr, nu la două, că-s prea mult. L-ai simțit acolo? Da, a fost cu mine acolo și în general, cei care sunt acum, care-i prieteni, în sensul că dacă eu acum am sunat și zic, băi, sunt la Conaco și n-am să mă întorc acasă, stai acolo că vin, nu din ăla, că ce faci, că ce hai că vedem, nu, că... Nu, care dacă zic, bă, m-a bătut unul, vino, vini, chiar dacă e așa el bătaie, da. Vini, aia e, asta zic eu, prieten. Și toți au fost cu mine când n-aveam nimic. Și acum sunt în continuare și nu s-a schimbat nimic între noi. Ești atent față de ei? Sincer. În sensul atent, sunt același om la fel, adică mă purtam atunci. I-ai luat ei cu tine orice ar fi. Da, nu există așa ceva dacă... Adică ai tu, au și ei. Da, nu există. Vezi, sau dacă ei se duc, să dau un exemplu. Hai să facem revelionul la, nu știu, zic ceva urât, undeva nașpa tare. La cola cu casa. Nu, mă, zi așa, nu știu, la... La ceva tare, șmeche nașpa, sau... Nașpa, mă, nu, nașpa, urât. Pe stradă, nu. Hai să facem pe stradă. Eu merg pe stradă pentru Caterinca și pentru prietenia noastră. A, pentru distracția noastră. Da. Poate eu mi-aș permite să merg în Dubai. Păi nu, stai așa. Dar dacă tu zici, bă, hai să facem în Dubai, ei și pe ei, chiar dacă îi spun, bă, uite, eu am doar 1000 de euro, lasă că să mai dă fratele tău 1000, hai cu mine. Mi-e place seama aproape pentru că, bă, vreți zic eu un lucru, eu am fost și când n-aveam nimic, acum nu vreau să zic lumea că sufăr de mine, am bro, dar nu sufer mii de euro, că-s bogat, că nu știu ce, dar nu se compară cu ce aveam atunci, atunci chiar n-aveam să fac focul. Că mi-a arătat mie 21 de minus bani. Bă. Care 21? Asta că zice vizualizări. Mai, m-am stat putin să mă gândesc 21 de mii mâncați. Băi, să-i dea Dumnezeu să-i fac pe aia, să-i faci, să-i fac toată lumea, că are loc toată lumea pe platforma asta. Bă, dar în sensul că mi se pare mai ok, adică nu bani, degeaba ai bani mulți dacă n-ai prieteni aia lângă tine care sunt pe Caterinca ta, care crescu cu ei, care să te înțeleagă, să râzi. Că așa iei oamenii cu bani și stau așa lângă tine. Și n-au glumele tale, n-au vrăjeala ta, nu le înțeleg. Nu știu, adică așa, bun, îți iei tot felul de căcaturi și ce faci cu ele. Da, mă, cumva trebuie să simți omul ăla. Trebuie să ai prieteni lângă tine, să-i simți, simți distracția. Distracția nu o simți pe bani. Zile cu milion, hai, vreau să... Cum am, deci mă uitam, am pus clipul, mai trebuiau 1000 de abonați. Aveai 999.000. Da, mai trebuiau 1000. Și tot creștea așa. Și am pus clipul imediat la 10.30 și am un program pe care eu de când m-am apucat YouTube până acum. N-am renunțat niciodată la program, indiferent că mi-a fost rău, că m-a durut cap, m-a durut burta, m-a durut spatele, că erau zile când filmam, poate oamenii... Punctualitatea aia. Nu știu, dar nu mai puteam, mă durea, mă steaua capul, nu mă plâng pentru că nu m-a obligat nimeni, eu am făcut-o că am vrut. Corect. Nu mi-a zis nimeni, băi, pune. Dar totuși ai fost punctual. Păi știam că doar asta, dacă mă întrebi, în caz de venea vreo întrebare, succes pe YouTube, eu zic că trebuie să fii... Și te ții de treabă să ai un program constant. Da. În rest nu știu să-ți zic. Okay. În rest faci și treci ții pe-n cap. Okay. Așa. Am pus clipul, știam că dacă pun clipul vin 1000 de abonați instant, făceam pe zi câte 3000-4000 de abonați zilnic.
l-am pus și țin minte că în timpul ăla m-a filmat prietenul ăla meu și mai trebuiau vreo 50 de abonați și eu vorbeam că le dădeam sfaturi și ziceam, bă, nu vă lăsați că am ajuns până aici, aveam hype-ul ăla. Am făcut un milion, nu știu, dar nu știu dacă pot să te explic așa ce trăiam în interiorul meu așa care a fost. Am simțit că, bă, toată munca mea și pe tot ce am trecut și tot ce am făcut, abia acum o simt, o simt pe bune, adică simt că, bă, n-am muncit degeaba, înțelegi? E și ca primul milion de euro. A fost, dar nu știu cum, e pe Dorian, că la el am văzut că a zis că l-a făcut de mult. M-am uitat la un video, da. Sper să ajungem și noi să-l facem. A zis că nu mai știi când, a zis că l-a făcut de mult, gen din când eram la Benz sau ceva de genul. Nu era Caterinca cumva? Nu cred, nu știu, adică nu, un milion de euro, bă? Da, eu zic că da. Mamă, un milion de euro? Eu zic, cred că îl face acum într-un an el. Probabil. Nu vreau să vorbesc. Are, bravo lui, felicitări. Da, da. N-ai ce să zici, omul e top. Cel puțin omul mie îmi place. Hăți cu bună dimineața, Johnule. Ideea e că dacă atunci îmi spuneai să nu știu, bă, Bogdan, o toporișcă în cap. Da, trebuie să dai cu toporul în cap, că ai făcut un milion, îmi dădeam cu toporul în cap. Da, nu era, adică aveam hype-ul ăla, eram așa. Erai cumva. Bine, te gândi acum, am exagerat că da, eram tâmpit să dai cu toporul în cap. Nu, dar erai destins, bă. Și erai euforic. Da, deci nu știu cum e, dar exact cum ai fi drogat. Da. Eram așa, adică, băi, tot era roz, tot era perfect, zburau paharele pe-n casă, cănele, okay. Eram... Și ce clip ai făcut de un milion? Am sărit cu parașuta. Băgă-mi ești, pula mea. Uite, ca să zic sincer, dacă mă pui acum să fac asta din nou, n-aș mai face. Și nu o făceam niciodată dacă nu făceam YouTube. Dacă și cine ți-a dat ideea aia să sări cu parașuta? Băi, am avut altă idee, eu, de felul meu, era alta, să o fac. A fost prea din... aveam programat că fac milionul nu știu când, dar doamne, doamne, mulțumesc că a zis, bă, momentul tău este să-l faci acum, nu peste un 3-4 okay. luni, un an. Da, da, da. A venit mai repede. Da. Și zic, bă, ce să fac eu pentru un milion, cu oamenii așteaptă ceva, challenge-uri fac, toate căcaturile, toate nebunile, uh-huh. Dar trebuie să fac ceva să fie mai forță, mai bombă. Zic, ce să fac eu? Zic, bă, ce-ar fi sar cu parașta? Mi-a venit pur și simplu, ai iurea așa, nu știu. Prietenul meu zice că da, mă, n-ai curaj, zic, ia e mie, când îmi spui așa, la mine e o problemă. Da, înseamnă că mă provoci. Ești... Mai ales când eu că știu că pot. Acum, nu te gândi că eu sunt prost să-mi zici, băi, n-ai curaj să sar după podul ăsta și eu știu că pătesc ceva rău. Și o să zic, nu, și conștient, nu-s așa tâmpit. Și îmi dau seama. Povestește, cum am... Și ce ai făcut? Da, am sunat, puteți să mă programați cu tare, da, nu-i problemă, avem locuri libere, cu tare la ora 2, gata, i-am zis cât mai repede, vreau să mă pun peste 3 zile, nu, acum, dacă se poate azi, gata. Mamă, aveam așa un gol în mine, nu mai trecea timpul, mă, eram și stăteam, stăteam așa pe canapea și nu făceam nimic, zic, mamă, s-a apropiat, am luat Uber-ul, m-am dus direct la Clinceni, am sărit. Mamă. M-am dus acolo, n-aveam eu, tot bombe eram cum ar veni, forță. Iordache Bogdan Mars, prezent, să la echipare, m-a încăcat pe mine, de când a zis aia gata. Ai filmat și acolo? Da, am filmare, am pe mm-hmm. YouTube. Mm-hmm. Gata, mi s-au tăiat picioarele, eram, zic, nu mai fac, nu mai sar, nu mai fac nimic, dar dădusem bani. Și am dat niște bani, adică, da. Dar nu în sensul că dacă mi zicea și 2000 de euro pentru clipul ăla dădeam. Da. Nu, băi, nu mai n-am mai ținut cont de nimic, frate. Nu mai n-aveam niciun preț. Uh-huh. Trebuia să fac un video bombă pentru oamenii mei. Așa. M-a pus ăla pe mine, ci că ții mâna așa, ții mâna la gură dacă când sare din avion cu tine, trebuie să ții mâna așa că fiind cazi un minut în gol. Foarte tare în gol, cu 100 și ceva la oră te duci în gol. Okay. Și când vine aerul ăla, îți intră în plămâni foarte, foarte repede și îți tai respirația, nu poți să respiri. Și te pui și ții mâna așa să tai aerul, pentru că dacă deschizi gura sau închizi, te sufoci, mor, leșin ca prost. Ții așa ca să tai aerul, știi, mm-hmm. ca la avion, să fie ascuțit, mă rog. Zic, gata, mă, bun, sare prima tură, să urcă unii, săreau cu chestii din alea care, nu știu cum se numesc. Vrăbiuțe din aia, nu știu cum îi spune, că n-ai parașută, n-ai nimic, da, cu stânga, că te duci ca nebunul peste tot, cu mamă, că n-am văzut. În fine, urc eu în avion, urcă și aia cu mine, ajungem la 3200 de metri, sau 4200, nu mai țin exact minte, se deschide ușa la avion, ăia, că au urcat mai mult, sar toți, băi, când a deschis ușa, parcă zici că a aruncat cineva cu bani, tot tumba, pe spate, flic, fac, zic, mamă, eu ultimul, noi ultimii, îți dai seama. Ești pregătit, unul a sărit cu mine, gen cu prins de el, și cineva cu GoPro care te filma, alt parașutist din ăsta. Da. Filma și, pentru tine? Da, și îmi zici mie, să arăți ok, să zâmbești, ce dracu, mi-era încăcat tot, bă, mi-și și poze, dacă ți le arăți, galbentul ăla, față, strâmb, așa, mai așa eram. Și îmi zici, gata, că sărim, pregătește, am dat, ok, nu știu ce, mamă, și săr. Băi, când am sărit, nu știu, ai o senzație la fel.
milionul și cu parașuta, nu știu, în cuvinte nu știu să le zic. Băi, se vedea așa, rotund așa se vedea totul, eram deasupra norelor, era senin, am prins o vreme foarte mișto. Am sărit și am căzut în gol în minutul ăla și el tot îmi făcea semn, ok, să mă uit la el, să-mi facă poze. Fiind aerul ăla foarte tare, îmi venea să leșin. Deci dacă mai țineam, nu știu, 10 secunde leșinam, mi se ducea și filmare și tot, nu mai făceam nimic. Și țineam mâna așa la gură, toate pozele mele cu mâna la gură așa, la nicio poză ca lumea. Ca să tai aerul, nu mai puteam. Și cazi așa un minut în gol, după aia trage parașuta și senzația aia când se deschide. A, deci erai cu cineva în spate? Da, nu sar singur, nu există așa ceva. Trebuie să faci cursuri 2 ani de zile ca să sar singur. Ok. Așa? Se deschide parașuta și ai chestia aia că o umflă vântul și te ridică așa deodată. Vum, e senzația că și cum te catapultă. Te trage cineva, da. Și pe aia îți deții parașuta, te prind tu cum vrei cu el. Da, da? E chestia aia cea mai simplă, adică e cea mai mișto. Cea mai lași pe aia când cazi în gol un minut în continuu, te duci așa țeavă în jos, zici. Da, dar dacă ești cu cineva în spate, uite acum parcă m-am cumințit așa, eu aveam filme de alea gen că nu se deschide parașuta, că trage. Nu, ai 3 parașute ai. Da? Da. Are el una de rezervă și încă una tu, la spate undeva aici, ți-o pune ție în caz de ceva, te desprinzi, desprinde de tine și rămâi tu. Te învați el cum să vă da? Și te duci tu ca nebunul cu ea sari. Și acum ți se pare tare rău senzația. Acum mi-e frică, acum nu m-aș mai duce să mai fac asta, sincer zic. Nu m-aș mai duce. Nu? Nu. Pe bun. Și ai pus clipul pe YouTube? Da, e pe YouTube. A prins? Da, a prins, are un milion și ceva. Oh. Cum ce-a zis lumea? Toată lumea, nu s-a așteptat nimeni. Toată lumea s-a așteptat să fac un challenge, ceva. Adică a fost exact reacția pe care am vrut eu să aibă lumea. Adică a fost next level cum ar veni. Da. Lumea a zis, bă, nu mă așteptam la asta. A făcut până acum toate nebunile astea, challenge-uri, că asta faci el, învățat, ăsta e canalul, asta e tema. Dar acum a venit cu ceva, deci dacă întrebai pe unul, bă, oare ce face Bogdan la 1 milion? Nu știu, challenge cu ceva, cu băuturi, cu mâncare, pauză, challenge, nu s-a așteptat nimeni. Și a venit deodată, drept. Adică a fost, wow. Și a fost exact perfect cum mi-am dorit. A fost blană. Și după aia, ai crescut 350 de mii greu. Greu? Da, greu. De ce? Nu știu, am impresia că de la 1 milion crești foarte greu. Deja iei oameni, ei deja se abonează la tine. E greu, după aia trebuie să te duci, cred că trebuie să te duci pe altă nișă, ceva mai serios pentru un public mai mare ca să vină. Nu știu sigur, nu știu. Să dai upgrade cumva. Cred că. Dar eu nu vreau niciodată. Nu vreau niciodată să fac chestia asta. În primul rând, ca să fiu sincer cu tine, nu-ți vreun geniu, nu-ți vreo cineva care să te învăț ceva. Ce vrei să zic eu ție? La tine e divertisment. La mine e divertisment, să râdem, să glumim. Asta am făcut și în copilărie, toate căcaturile astea, așa am crescut cu tot felul de prostii pe afară cu prietenii. N-am avut calculator, n-am avut telefoane. Mi-am trăit afară, frate, cu papuși de gumă și cu tenis cu crampoane în aia, care ducea la fotbal și mă rășteau picioarele. Mamă, lasă, dar ei prins și pe aia albaștri care se rupeau la primul șut? Da. Mâncați-și. Adică eu am crescut așa cu costul. Și aia cu crampoane de alea de cauciuc roșu. Da, am crescut cu pâine cu gem în colț, tăiam, puneam margarină, marmeladă, cu... N-am crescut, adică n-am avut calculator, nu știam eu ce la... Înțelegi? Și ai ajuns la 1.350.000. Și de aici mi se pare că crești greu. Cel puțin eu, poate alții fac ceva mai mișto și mai calmea și cresc mai ușor. Nu ai de gând să schimbi nimic. Eu, sincer, momentan mă simt bine. Când simt că nu mai mă simt eu ok să fac chestiile astea, probabil o să fac altceva. Dar momentan, atâta te timp cât eu... lumea, simți că te susține. Da, eu zic am... Din punctul meu de vedere am o susținere 100%, forță, n-am, deci am o comunitate, nu știu cum să zic, deși sunt copii, nu știu, m-am înțeles de fiecare dată cu tot felul de chestii, dar și eu am făcut multe chestii. Ai avut parte de hate? Băi, da, cred că oricine a avut, dar n-am avut la modul ăla încât. L-ai simțit sau? Bă, l-am simțit, acum nu, acum nu mai, acum ți-am zis, poți să faci mâine ce vrei tu despre mine pe YouTube, chiar nu mă interesează. Mă amuz, intru și râd, zic că uite mă, ăsta săracul și-a pierdut 10 minute din viață ca să-mi explici mie exact nu știu ce. Zic eu. Deci tu, deci, uite, ca să zic o chestie, tu faci clipul ăla, poate tu, ți-am zis, îți pierzi 10 minute din viață, dar crezi că eu nu știam ce-mi zici tu? Știam, dar asta am ales eu, asta am vrut să fac, nu e ca și cum eu am fost tâmpit. Și nu mi-am dat seama. Da, dar omul poate consideră că îți dă un expose cumva, că îți dă un... Mi-l dă degeaba, frate. Adică dacă... La mine adică la tine tot, bă, la mine tot nu la merge, suprafață. Mă, frate. Dacă eu asta vreau să fac, tu nu poți să-mi zici tu mie. Dacă eu sunt tâmpit și vreau să fac aia fac. Nu te gândi că am și eu o chestie din asta, că înainte mă gândesc, băi, oare e bine să apar cu chestia asta pe cameră, să uită copiii la mine, ce exemplu le dau? Da. Dar până acum n-am făcut nimic în sensul, adică... Și calculat un pic. Da, nu există niciodată. Mereu când fac un video sau așa o idee, zic, băi, uite, azi hai să spargem, nu știu, televizorul ăsta. Mă gândesc, zic, băi, și zic mereu, dacă te uiți la clipuri, eu mereu zic,
nu faceți asta, nu luați exemplu. Eu în toate clipurile mele când fac ceva, eu zic, băi, nu sunt în exemplu, nu luați exemplu de la mine. Cine vrea înțelege, ci nu, nu poți să-i oblig, n-ai ce să le faci. Că știi cum e, poți să-i zici, dar el dacă vrea să facă, face. Da, liber orbit. Eu le zic. Dar gen, dacă deja m-am dai tu mie hate să-mi zici că e content de căcat, că nu-i bine, nu mă interesează, eu oricum fac în continuare, tot îți bați gura degeaba. Care, zi, care e cel mai vizionat clip al tău de pe canal? La momentul ăsta? Da. Cred că e tot ăla cu tunsul a rămas. Da? Da. Are aproape 4 milioane de vizualizări. Nu, și în România, gen, în doilea, România am un sketch cu pisica mea. Are 3 milioane și ceva de vizualizări. Și ce ai făcut? Am făcut 10 tipuri când ai pisică. Și gen, o aveam mai micuță, mi-a venit ideea asta când rodea cablurile pe-n casă, dărâma ăla, da, căcala aia, o dădea pe jos, da, și am zis, bă, cred că multul lumii întâmpină problema asta. Da. Și am zis, hai să fac 10 tipuri. Tipul 1, problema când se cacă și cu tare. A, 10 probleme cumva. Tipul 2, răstoarnă mâncarea. Tipul 3, roade cablurile și tot așa. Și m-am gândit că mulți au animal de companie, da, știi, toată lumea, adică majoritatea au. Și sigur se regăsesc în chestiile astea. Și așa a fost. Pisica să facă chestiile alea și să o filmezi? Da, dar ideea și care e, ea chiar le făcea. Nu l-am făcut în acea zi. Clipul a fost filmat așa pe parcurs, da, da, da. Și după aia l-am montat eu. Aha. Ea când făcea ceva, eu scuteam, ridic camera și ziceam, tipul 1. Și a uitat și face pisica mea, că roade astea. Nu te gândi că nu puteam să o pun eu la atunci. Hai, te rog eu, pune și roade cablul ăsta. N-aveai cum să faci asta, știi? Era mișto dacă puteam. Și eu nu puneam, hai, te rog eu, roade cablul ăsta. Nu mergea pentru, știi? Am stat după curul ei, cum s-ar zice, înțeles? Da, uite că a bubuit atunci, dar 3 milioane și ceva de vizualizări. Și după au venit altele. Uite, de exemplu, nu știu dacă ți s-a întâmplat, că tu dacă ieși cu live-uri mai mult și cu astea, la mine, de exemplu, clipuri sunt clipuri în care bag bani pe bune, da, ca să cumpăr chestii. Fără el nu poți să facă challenge-ul. Clipul. Și zic, băi, fii atent, ce o să fie video ăsta? Spargi, intră în trending pe locul 10. Nu faci nimic, băi, nimic. Și fac tot prostii, băi, prostii, da. Didi, băi, dar și ce aia prostii? Bă, dar multă lume zice treaba. Deci prostii așa, la modul că ce să filmezi, hai să fac și o video ăsta azi. Bubuială. Păi de asta și ghidul. 500.000, 700.000, 300.000. Zic, cum ăla l-am închinuit? Mi-am scris pe foaie sketch, mi-am făcut cu tare, l-am pus la punct, cu cadre, cu camere, cu muncă multă. Pula. Nimic. Da, bine, cred că sunt și simplitatea, mă, sunt și vloguri la care muncești și prind. Nu, știi care e treaba? Cred eu, nu înțeleg cum. Naturalețea și simplitatea dintre. Probabil. Uite, bă, frate, ți arăt un clip, uite, să sună. Cred că probabil, asta e, știi? La unele țeaz m-am chinuit, de m-am luat, am editat clipuri și două zile am stat să le editez cu efecte, cu nebunii și când l-am pus, nimic. Lucrez cu branduri? Da. Dar sunt cam problemă eu aici. De ce? În sensul că Nu prea accept așa orice. Da, nu, vreau să te întreb, că nu mă interesează brandurile cu care lucrezi tu. Nu, eu îți zic orice, mă interesează cum a fost prima oară când te-a contactat un brand să lucrezi cu el. Am zis că îmi dă țeapă. A? Da, am zis că mă ia la mișto. Poți să zici cine a fost primul brand? Au fost aia de la nu știu cum, Bongo, căcat, dar n-am vrut. N-ai vrut? Nu. De ce? Nu știu, pentru că a zis tu o chestie, cu să dai mesaj, să ia bani la copii, să chestia asta cu un număr de telefon. Și zic, bă, nu e ok, eu nu, în general nu prea promovez. Ai principii și tu, nu? Da, eu nu trec niciodată. Dar uite, am o chestie, dacă vrei să ți-o zic și ți-așar pe telefon, nu-i problemă. M-a contactat un site de pariuri, îmi dădea 6.000 de euro pe un clip de 5 minute. Și ce înseamnă 6.000 de euro? Știu. Eu nu știu dacă ți se pare mult, dar eu când am auzit 6.000 de euro, nu știam să zic cum sunt banii, mă crezi? 6.000, mama nu cred că îi face într-un an adunat. Bă, la pizzerie unde lucrează. Și mi-a zis așa, promovez pe ăsta de pariuri, intri pe site, dacă vrei zic și pe cameră ce din ăsta era. Era un din ăsta care, nu mai știu exact cum îi zice, dădeai și câștigai un PlayStation, un iPhone, mergea așa ca la ăla cu pariu, cum îi zice? Ca la ăla de la Canter. Da. Deschizi cutii și se duce așa, nu știu exact, nu știu ce zic cum se numește. Știu de ce zici. 6.000 și mi-a să faci un clip 6.000 direct pe PayPal, direct ți dau, zic, bă, îți dai seama ce înseamnă 6.000 de euro, mă? Eu fac un clip de 5 minute și aia. Dar zic, cum apar eu acum în fața la oameni? Imaginea ta. Și să zic, salut, eu sunt Bogdan și astăzi intrăm pe site-ul ăsta și băgați aici banii, bă, frate, copii, ești nebun la dar cap. Dar ce îi zice omului care ia, ar lua aia 6.000? Nu știu. Nu, fii atent, zi omului, nu, fii atent. Dacă vrei să zic, eu l-aș înjura dacă m-ai luat, dar hai să nu. Zi omului care se uită și zice, are impresia că noi facem bani din orice căcat, că nu facem absolut nimica. Spune tu omului dacă el ar lua aia 6.000 sau nu. El
Ar lua sau? Da, 100%. Nici nu stă la discuții, nici nu e omul ăla care zice că noi facem bani cu orice, bă, că facem bani, bani, bani și nu facem nimica. Ia spune tu cum e să refuși 6.000 de euro pentru etica ta, pentru principiul tău. Că te gândești, bă, frate, erau 6.000. Bă, dar nu poți să trebuie peste. Voi trebuie să vă gândiți în felul următor, ce care sunt la clipul ăsta. Și vorbesc, ne-am aprins, nu, dar asta vorbesc și numele tău și numele meu și o să vezi că zic bine ce zic. Bă, bro, eu lumea zice în felul următor. Faci chestii de căcat, am înțeles. Ți-am zis, contentul meu nu e cel mai bun, nu e educativ, la fel. Faci chestii de căcat, că angajați-te, că lucrați undeva, că căcat, că ce muncă e asta. Comunism de ăsta. Ce muncă e asta? Păi tu de ce nu te apuci, mă, frate? Ia camera, fă și tu. Ia un microfon, fă și tu și fă bani. Dar să faci bani, nu să faci aiuri, să faci așa 5 ani și să ai 1000 de abonați. Ideea e în felul următor. Lumea trebuie să gândească că la fel, chiar dacă eu stau acasă și filmez și asta, trebuie să plătesc gazii, trebuie să plătesc lumină, trebuie să mănânc, trebuie să mă îmbrac, echipamentul, trebuie să da, mă, echipamentul, bă, laptopul, ceva? Adică și eu ca tine care te uiți, am și eu, și eu consum, Bogdane, și eu consum, adică timpul meu înseamnă bani, frate, nu înseamnă că fac asta numai pentru bani, dar să-mi zic că vrei să-mi spui tu mie, are tu pe o să-mi recunoască mie unul care mi zice că face chestia asta doar așa, doar pentru, că n-are nevoie de nimic. Are curaj să-mi zic unul când ar fi luat? Eu am pățit-o. Bă, oricine are nevoie de bani, pentru că dacă n-ai bani, nu trăiești. Vrei să te mint? Da. Bă, nu se învârte pământul ăsta, nu se învârte dacă n-ar fi bani. Tu ești nebun la cap, nu poți trăi. Eu am pățit un casino, a venit la casino la mine online, două chiar, și mi-au propus sume frumoase. Sume frumoase, la fel să fac. Și te referi la pe YouTube reclamă, nu? Da. Ah, okay, ok. Și am zis că nu. Sume frumoase la modul 120 de beți, ești nebun. Bine, nu erau pe o lună, erau, mi se pare că una a venit pe două sau pe trei luni și altul a venit. Bă, eu am pe un clip 6.000, bă, tăi, bă, că 6.000 îmi făceam în casă acoperiș, că îmi schimbam acoperișul, îmi făceam camera, renovam. Dar uite, ca să zic cum m-am gândit eu, zic, bă, uite, pot să iau acum 6.000 dintr-un foc. Mamă, exact ca mine o gândește, fii atent, cum pot să iau 6.000 dintr-un foc sau pot să fac 6.000 într-un an, dau un exemplu, într-un an. Dar să fiu să trăiesc pe platforma asta mai mult timp. Adică dacă luam 6.000 puteam să mă sting după că mă înjura lumea să dispar. Deci am ales pe termen lung să merg cu YouTube-ul. Nu să iau bani și să plec. Da, mă, asta fac eu acum. Înțelegi? Legat de donatori. Și n-am mai zis-o de ceva timp, dar o mai zic pentru că vreau să înțeleagă mulți YouTuberi care se uită la mine. Puteți să-mi ziceți ce vreți voi. Vine unul la voi pe live. Donează 500-1000 de euro. Ok. Ăla vrea și el un pic de, pune și mie o melodie, okay, bagă-mă și pe mine mai mult în seamă. Eu nu sunt de acord cu chestia asta. Dar mai ai pe unul care îți bagă pe live-ul ăsta 50 de euro, pe live-ul următor 100 de euro, peste 2 live-uri 10 euro, peste 5 live-uri și tragi linie după 3 luni, de exemplu, sau 6 luni sau o lună, și ăla care ți-a dat 1000 pe un live și vrea să afirme, ți-a donat mai puțin decât ăla care te-a susținut în lung și nu ți-a cerut nimic. E, băi, multă lume face greșeala asta, ca asta vreau să zic. Bă, nu mai faceți greșeala asta să luați un donator în brațe pentru că vă donează mulți bani acum, da, și că, bă, să faceți diferență. Nu mai faceți diferențe, mă. Exact, nu există. Bă, toți sunt la fel. Trebuie să te bucuri și la 1 euro și la 15 și la 20 și la 30 și la... Înțelegi? Bă, frate, ești nebun la cap. Tu trebuie să te gândești cu omul ăla șupi din banii tăi și... Nu contează cât îți dă. De exemple, știu, mă, frate, dar și unii oameni, bă, vine și îți dă bani și vrea, bă, nu, bă, schimbați-vă și uite dacă eu, faceți. Hai să zic o chestie. Tu și în general, cum gândesc eu acum, fiecare și alege și face cum vrea pe canalul lui, tu nu trebuie să fii controlat de bani, frate. Tu nu trebuie să te lași măscărit de bani. Adică dacă unul îți dă 500 și zici, bă, Conacule, ți-am donat 500, trebuie să spargi plasma asta. Tu o spargi dacă simți tu, da, nu că te simți tu nevoit să faci asta pentru el. Ai înțeles? Eu așa gândesc nu eu. Nu crezi cumva că toți oamenii trebuie să treacă pe treaba asta ca să se pățească, să ba se da, schimbe? Ba da, dar n-ai cum, te gândi că și eu te gândi acum. Și eu am făcut, tocmai nu, de asta nu zic. Se naște nimeni cu chestia asta. Ne-am scris în pula mea în aia, da, vezi? Nu, mă, nu cred că ai înțeles. Ideea e în felul următor. Ai scris-o pentru că ai vrut, da, să o faci. Nu, dar eu, fii, uite, eu IBM Family îți donez 1000 de euro și zic așa. Zi-mi un lucru pe care tu nu vrei să-l faci, neam. Nu poți să-l faci. Nu știu, dă-mi un exemplu, ceva banal. Să fac muie la sticlă. Conacule, îți dau 1000 de euro, trebuie să faci, nu știu, dacă faci, că așa vine, dacă faci. Nu, îți dau 1000 de euro, trebuie să bagi sticla aia în cur. Tu nu vrei. Nu, da, dar tu trebuie să faci, că eu ți-am donat 1000, dar tu trebuie să faci.
Că eu vreau, că ți-am donat bani, tu ești obligat. Nu, dar de multe ori lumea nu, vine. Nu, lumea vine și spune, îți dau 1000 de euro dacă faci aia. Păi și da, atunci te faci sclav. Dar trebuie să înțeleagă dacă a zis da, că eu aleg. Dacă vreau sau dacă nu. Da. Tu nu trebuie să te superi după dacă nu vreau. Pentru că nici eu nu te-am obligat, n-am stat și ți-am zis, bă, donează-mi, dă-mi bani, că altfel nu te uiți la mine. Tu intri pur și simplu că vrei să-l susții, că nu te obligă nimeni. Adică după aia nu urla tu care ai donat că nu ești mulțumit, că nu te-a pus, nu l-ai obligat tu să-ți donezi. Pur și simplu ți-a donat că vrea să te susțină, nu l-ai obligat. Eu astăzi așa gândesc. Gândim la fel în multe, la multe faze. Dar nu cred că gândim la fel, eu zic că nu vreau acum să par, dar cred că trebuie să fii sănătos, să gândești normal, dacă nu trebuie să fii tâmpit. Dacă nu gândiți ca noi... Duceți-vă la doctor. Nu în totalitate, dar la unele chestii, acum nu vreau să mă cred filozof sau așa, dar chiar cred că gândesc ok, adică eu așa cred, acum nu știu. Ești consumator de YouTube mult? Da, non-stop, 24-24. Românesc? Da. Ce urmărești în general în România? Tot ce vrei tu. Michele, doream popa. Nu, care sunt preferații tăi, de exemplu? Vrei să începi o casă de preferatul meu care rămâne și va rămâne ori de când fac YouTube, de când am început și până fac, este Adrian Pov, pe care dacă uit, îl salut, de la Constanța, este un om de nota... Ce face Adrian Pov? Daily vloguri cu chestii de familie, chestii cu familia, ce face zi de zi el cu familia, pe daily vlog. Ok. E content. Zi-mi un top 3 pe care consum mai mult, foarte mult. Te uiți la Adrian Pov, nu e un loc 1 2 3. Da, efectiv, pot să zic și mai mult. Da. Adrian Pov, Dorian Popa, Shelly, mă uitam la ăsta, cum îi zice? Uite-mă. Are un nume din ăsta ciudat, nu mai știu, nu știu să zic. Ce faci? La zi, mă, Codrin, mă. Așa, mă, frate, așa. Bă, dar eu, în general, eu intru la toată lumea și o să zic după aia și de ce. La cine mai mă uit? Băi, dacă ți-arăt abonamentele mele pe YouTube, cred că s-a abonat la 300 de oameni, mamă. Mă uit la Schivo, la tine m-am abonat. Da, mă, nu, la ce consum tu cel mai mult? Băi, eu mă uit la cei care fac challenge-uri. Mai mult și mai mult mă uit în afară. Aha. Ca să văd și eu ce, să văd dacă pot să fac și eu ceva aici. Okay. Să iau la mine. Și ce zicea Ghiduș? Dar ca idei, eu mă uit ca să văd ce se întâmplă. Ca toată lumea să văd ce fac. Eu trebuie să fiu la curent ce ai făcut tu, ce a făcut ăla. Ca să văd, să fiu la modă, să fiu în ton cu ce faci toată lumea, să nu scap nimic. Și ce zicea Ghiduș pe podcast? Zicea că în momentul de față, părerea lui, că nu poți să te mai uiți afară și să mai aduci în România, pentru că în România e altă piață acum. Da, lumea gândește altfel. Dar ideea, te uiți, dar adaptezi pentru România. Deci o adaptezi, nu o faci. Dar eu mereu, nu poți să faci. Dacă ai venit cu ceva de acolo, ți-ai luat cel mai mare hate posibil pe care l-ai văzut vreodată. Uite, hai să dau un exemplu. Sunt în afară, care au făcut, eu ca să recunosc, am luat din afară challenge-ul, l-am făcut în România. Și am făcut o chestie, nu știu, am greșit la ceva, la video și mă rog, am modificat, am făcut acolo o chestie, ca și cum, mă rog, înțelegi? Ca și cum, mă rog, înțeleg. Să zic o chestie, uite, trebuia să beau ceva și n-am băut 5 guri, am băut 2 guri. Aha. Din oțetul ăla. M-a înjurat lumea că Bogdan, că nu te-ai ținut de promisiuni, că n-ai băut 5, că bulangiule, că nu știu ce, că fake, că nu știu cum. Vrei să zic cum e în afară? Ha. În afară nu interesează, dacă i-ai făcut să râdă, nu mai ține cont că trebuia să bea de 5 ori și a băut de 2 ori. Diferența publicului. Ai înțeles? Lumea apreciază, nu mai ține cont de ăstea. Nu crezi că noi suntem cam prea sensibili în România? Da, sunt foarte mult, nu că prea, foarte mult. Punem accent, tu trebuie să intri să te distrezi, frate, nu mai ține cont că aveai pantalonul rupt aici. Bă, dacă pe tine te-a făcut să râzi, zic, ia-te și fraierul ăla stă cu pantalonul ăia rupt, are atâția bani. Criticăm. Bă, ce contează asta? Criticăm mult. Tu trebuie să te bucuri că dacă te-a făcut să râzi, ce mai contează că a avut pantalonul rupt? Noi punem accent pe chestiile astea, așa, nu știu, așa mi se pare mie. Cum? Bă, atenție, dacă ai greșit ca lumea, adică ai fost ceva grav, da, trebuie să fii luat de urechi, trebuie cineva să iasă să zică, bă, nu-i bine, bă, oprește, stai într-un loc. Aha. Dar la chestiile astea minore, nu știu, se pare așa. Trămă de lină, fătos Dumnezeu. Ai înțeles? Așa gândesc eu. Te recunoaște de lumea pe stradă? Da, mam, foarte mult, dar îmi și place. Dar am avut și chestii când mi-am dorit să nu mai mă știe nimeni. De ce? Păi când a fost chestia? Nu știu. Aveai un mood prost? Băi, am momente, uite, am avut odată o fază, mă dorea foarte tare măseaua, nu mai puteam. Deci îmi vinea, dacă îmi zicea cineva ceva, îți deam cu ceva în cap. Mă, nu știu dacă știți dureri de măsele. Ba da. Dacă, deci care-i comentați, înseamnă că nu va durma măseaua niciodată. Deci dacă îmi ziceai ceva, nu știu, îți dădeam cu ceva în cap și în momentul ăla eram la mall aici la București, mă duceam, trebuia să las cuiva niște bani,
m-au văzut niște copii și au început să urle pe tot mall-ul, au venit să mă filmeze. Nu sufăr de chestiile astea. Și vrei să zic eu cum faci la mine? M-ai văzut, ai venit, salut, sunt Ionuț, te urmăresc, nu te urmăresc. Vrei să facem o poză, facem o poză, mă întreb ce vrei tu, să răspund la orice întrebare, dar te rog eu. Și ce faci? Nu-ți place exasperarea aia? Venea în magazin după mine, nu, da, ca să zic la ce mod. Mă filma, dar avea și blitzul aprins, adică se vedea de aici tu mai la Focșani. La mine, la Focșani se vedea că el ce se ascundea și eu nu vedeam. Adică la mintea oricui că eu te văd. Ai văzut pe cineva așa și te-ai dus tu la el și da, spus, da, da, și am zis, frate, nu mă mai filma, vrei să mă întreb ceva? Și că da, dar mi-a fost rușine. Și am zis, nu mai fi rușine, vino, întreabă-mă, facem poză, vorbim. Și e mai urât să faci așa. Am avut momente când mâncam și mă filmau. Adică, băi, sunt și eu cu iubita mea, cu da, familia, cu știi. Atenție, vino la masă, salut, frumos, salut, sunt cu tare, te susțin, nu te susțin, ești un bulangiu, da, ești un fraier, ce vrei tu îmi zici, vreau să facem o poză, nu vreau, dar nu, gen mă filma pe ascuns, treceau pe lângă mine și făceau din alea pe în spate, știi? Și eu ce să le zic, ce pot să le zic? Adică nu știu, așa uneori... Dar ai avut nasoale în care să ia lumea de tine? Bă, de mine nu, dar uite, am avut răcea niște chestii care lumea, unii sunt limitați, eu pe aia oricum nu-i consider gen urmăritor, da, de-a mei, consider, nu știu de unde vine ea. Okay. Eu stând de la casă, acum mi-am pus camere de filmat peste tot, nu te gândi, da, n-am mai pe unde să calci, că e plin. Veneau la poartă, vin mulți, da, mă strigă să facem poze, ies, n-am probleme. Dar mai plec, de exemplu, dacă mă stai atent la București. Da. Ei, în momentul ăsta poate să vină cineva să strigi la poartă, nu-i nimeni acasă. Și începe, băi, bulangiule, că nu vrei să ieși, că ai figuri. Mi-a scris cu spray-ul pe poartă, din astea, sugi cu tare. Mi-a dat cu bolovanul, mi-a strâmbat căturile la gardă, mi-a rupt cutia poștală, mi-a aruncat cu ou pe-n geam, adică niște chestii, bă, frate, te rog frumos. Adică ce ți-am făcut eu? Și cum ai reacționat la chestia asta? Păi, și-ți dai seama că dacă îl prindeam, îl duceam direct la poliție, oricum acum am pus camere. Bă, deci fii atent, îți zic sincer, pe bune, nu mă interesează câți ani are. Dacă are 5 ani, 10 ani, 12 ani, 15 ani, 18 ani, dacă l-am prins pe cameră, că mai e unul care face așa, îl duc direct la poliție, nu mă interesează. Da, mă, dar să vină părinții limită, să răspundă, nu mă interesează că e copil, că nu e. Băi, boss, am înțeles. În jur, mă, zi-mi ce vrei. Dar nu-mi strica, frate, gardul ăla, că sunt niște bani băgați. Nu poți să faci așa ce vrei. Deja dai deci vandalism. Deci asta a fost cea mai urâtă. Da, asta a fost cea mai urâtă, care mi s-a părut la modul că... Bă asta e peste limită. Dacă aș face ceva mai rău, oare ce mi-ar face mai rău, mă rău? Dacă mi-a făcut asta, să uit la... Bă, ai văzut, știi, cazul cu streamerul ăla din Rusia, cred? Cu mașina care a dat foc? Nu, care a lăsat-o, care a omorât-o pe gagică să facă live. Doamne, nu, frate, doamne. Fii atent aici. Am văzut câteva secvențe de la Mikey, dar știu cazul. La Mikey am văzut. Cum a omorât-o? Bă, frate, făcea live cu gagică sa și a făcut un challenge pentru live. Așa. Pentru donație, din ce știu eu. Și a scos-o pe aia în Rusia. Afară în chiloți, în lenjerie, în chiloți. Și a închis-o afară. Și el era, lumea zicea, scoată-o pe aia. Și când a băgat-o înapoi, era șoc hipotermic. Și a pus-o în pat, nasul n-a nimic. Băi, era pe live. A pus-o în pat, a pus-o pătură să o încălzească și aia murise, bă. Și l-a stat cu ea moartă pe live. Ești prost. Bă, să-mi va pula cu ea când am văzut. Nu știam să mor, chiar nu știam de asta. Nu, frate. Și știi ce a dat? 2 ani. Da, mi se pare, nu știu, mi se pare nedrept, puțin. Puțin nedrept? Coi, e o viață și tu, gen o viață de om și tu dai 2 ani? Fii atent că voiam să scot ochi, că s-a văzut pe-l. Vezi, mă, eu sunt tabac de fel. Așa. Mereu când mi-a prindeam o țigară de poftă, mi-aduceam aminte pe asta, bă, că el nu fumează să nu-l deranjezi. Și iau, mi-a făcut caporal, mă, liniștim, la una l-am întrebat pe el, ai văzut ce-am făcut și el face? Nu mă deranjează cu nimic. Nu, mă, știu ce înseamnă să nu fumezi, să stai altul în gătiză. Ce înseamnă? Păi nu, poate te deranjează, știi? Nu, eu am prieteni care stau cu ei la grătare, la asta, fumează, tai cuțitul, tai fumează. Tragi și petreceri? Da, adică s-a adeptul, prefer să stau cu prieteni acasă la grătare. Da, la grătar, frumos. Nebunia mea, iubesc. Mamă, și eu să-mi vin în boxa. Frumos, grătarul cea 1, nebuneala, băutură, dar din aia frumoasă, nu panoramă, să stricăm pe-n casă, da, să n-am din astea. Tocmai de-aia nu bei tărie, că te îmbat altfel. Cred că da, te gândi că nu m-am bătat niciodată la tărie, am avut din astea în care, gen, pe la cluburi, că fii atent ce am pățit odată, ca să zic, cu niște abonați într-un club, tot așa. M-am trimis, Bogdan, gata, ce faci, frate, nu știu ce bei ceva? Abonatul meu, te urmăresc.
faci omul 5, da. Ce poți să zic? Gata, frate, dăm un shot, am dat un shot, am venit altul, mai luăm. Știi cum e la tărâi? Bei 10, 20, n-ai nimic. Zici că n-ai nimic. Eu și fuleram, zic, bă, te dăm câte unul, pune câte 3, frate, deci fii atent, hai să facem pe timer, 3 odată, să vedem care dă mai multe, știi? Am dat, băi, mâncați, ești gura ta, la un moment dat, băi, mi s-a tăiat, băi, gata, mi-a tăiat picioarele. Ăla e momentul în care tu acum, practic, nici nu mai ai amintiri de atunci. Nu mai știu nimic, m-a luat, m-a băgat în mașină și m-a adus acasă și m-a întâlnit dimineață. Nu-ți mândru de asta, vomitat pe-n pat, rău, pe mine, plin, ai așa. Ai văzut de la stresul? Da. Băi, l-am mâncat, bă, a stricat scaun, a stricat, a... Fai, dar ce a fost acolo, ți-a tras cu din aia de... V-ați luat gurguile, sfârcurile în gură, v-ați doar, le-au mâncat și gura ta. Nu știu, bă, a fost Bahaus, mâncați-și gura. Bahaus, rău de tot. Bahaus, da, mă, dar după asta au fost 7.000 tot. Da, s-a meritat. Bă, s-a meritat, dar cred că puteam să o facem și altfel, știi? Uite, eu nu am făcut... Uite, ca să zic eu, m-am uitat, dar eu zic că scaunul ăla nu trebuia bătut joc de el așa. Au fost niște chestii care trebuia să fie așa, mai limite. Da, mă, eu când am văzut pe Savia, am zis, bă, eu nu știu să beau, mă, frate, eu de-aia refuz să mai beau. Bine, uite, cum am băut la Revelion, șpriț de la vin de țară, am băut altfel și... Ăla bei până dimineața, bei, frumos. Am simțit că e bine și am putut să mă retrag. E, dar ai văzut că m-a prins la un moment dat pe mine la calculatorul acolo și m-au ținut pe mine 5, 6, 7. Da, am văzut că îți dădea și te manglea, fii atent, te mangleau. Da? Da. Tu le dădeai, dar ei ziceau, hai că noi, de unde ai fost, conacule, că noi am băut, de unde, n-am băut nimic. Și spunea ție și luai ca să fii la noi, la număr. Dar nu, era vrăjeal. Eu m-am uitat treaz, nu știu cum erați voi. Înțelegi? Da, mamă, bă, a fost Bahaus. Da, bine că nu mai contează, ideea da, că ați făcut o faptă bună și de apreciat. Ați făcut-o pentru ceva aici, frumos, foarte frumos. Dar chiar de apreciat. Nu era Ion, mâncați, la final. N-ai rezistat până la final. Nu m-am uitat până la final. Dar poate, dar dacă am văzut niște secvenții. Cum era Ion la final, mă, nu? Eu eram eu cu Imogen în fața acolo și ziceam, bă, vă mulțumim pentru donații, ne uitam, înțeles, beți, încercam să ne uităm în golul ăla cât era acolo, am văzut și la un moment dat 7.000 aproape, 6.800, 6.700, dar Ion era acolo, mă, cațe și pe spate făcea Ion. Am văzut, nu mai reacționa, atât putea, asta era maxim. Bă, dar e super, mă, bă, nu știu ce părere și-a făcut lumea despre el atunci, dar el așa când ai stat de vorbă până să bea... Da, dar știi care e treaba, că impactul când îl vezi prima dată, alta e când cunoști omul, da. Înțelegi, alta e impactul. Am apucat să-l cunosc, am apucat să stăm o oră la masă. Da, zic eu că e altceva când te vezi față în față, da, cât mă vezi tu pe mine prin cameră. Toată lumea la un dat, bă, ai stricat scaunul așa. Bine, și eu vreau a doua zi să-i dau banii pe scaun. Știu, am văzut, 10 bani sau nu știu. Da, vreau să-i dau 10 bețe, da, să-i dau 10 bețe și să-mi dea scaunul. Și mi-a dat șapca la giveaway. Ha, da, fu-te în gură, nu-ți mai ai niciun bani. Atunci dacă mi-a dat șapca de 1.000.000, da, da. Uite, flip bottle challenge. Bă, vreau să mă duc până la baie. Am uite asta. Acolo. Da, fii atent. Hai să opresc filmarea ca să nu se audă pe la valieră când. Da, mă. O să mi bapul ăla, am vorbit de toate, nici nu mai știu unde. Poți să mă întreb ce vrei tu? Am dat-o din una în alta, că noi suntem și Panaram. Da, da. N-avem ce nici nimic scris sau așa. Care e limita? Cerul. Limita în orice. Limita pe YouTube sau în general în viață? Da, uite, ai limita pe YouTube. N-am. N-ai? Că n-ai. Am, adică în sens că, cum ți-am zis și ții, nu fac acum ceva care să mă pună pe mine în pericol. Mă gândesc înainte. Dar pe rest așa, sunt deschis la... Care e, uite cum ai spus tu, să vorbim un pic, să mai uit, știu că se uită și YouTuber care caută sfaturi, caută, sunt la început de drum și n-au nicio idee. Primesc eu mereu mesaj genul, Bogdan, cum ai crescut, ce ai făcut? Care crezi că e rețeta succesului? Să ai un program. Deci îți faci un program, exact program după cum te duci la muncă sau la școală, eu așa le zic. După care postezi, te ții de el, să nu fii dezamăgit dacă postezi un an și ai doar 100 de vizualizări. Trebuie să-ți asumi un risc foarte mare când te apuci de chestia asta, în sensul că să n-ai așteptări că într-un an vrei să faci 1.000.000 și după aia n-ai, să fii dezamăgit, adică să te lași. Care crezi că e timpul pe care trebuie să-l aloci ca să vezi dacă cel e de puțin 2 ani. Cel puțin 2 ani. Da. Atenție, Cadmere vorbea despre 3 ani. Zicea, bă, fă 3 ani treaba asta, dacă n-ai făcut așa, după 3 așa ani. Așa cred eu, acum n-am. Așa, știi că eu mi-am dat seama, hai că după asta o să spun eu, ca să ții și tu minte sau să ne zică buță din spate, eu n-am apucat să zic ție ce consum eu, știi? Ce consum eu pe YouTube. Bun, păi nu, că acum vorbim despre treaba asta, rețeta succesului, între ghilimele. Un program. Un program? Sau? Da, așa da, un program. Și cred că, deci asta cu programul, cu postatul. Și, nu știu,
Acum... Asta vine la pachet cumva și cu mai multe chestii, cum ar fi punctualitatea, ca să, să, fii, să te ții de cuvânt să postezi în fiecare. Să fii tu. Da. Și... și e și chestia aia. Acum, uite, eu de exemplu cunosc oameni care, frate, au bani, eu nimic pe lângă ei, au aparatură, au ce vrei tu, nu prind. Băi, eu e carisma. N-au, da. Nu știu, n-au vrăjeala, n-au carisma, n-au, nu știu, n-au chestia aia, ceva al tău, să te placă lumea. Sunt oameni care îi pui în fața camerei și nu transmit nimic. Nu te distrează, nu-ți fac nimic, stau așa, n-au haz. Uite, de exemplu, poți să spui tu o glumă și după aia o zic eu. Lumea nu o să râde la fel. La tine poate să râde, la mine poate zic, ce dracu ai, mă? Ai înțeles? Eu așa văd. Zici că ești primit la împărțeală. Ai râs de curtoazie sau de ce? Ori nu te-ai prins prea... M-am prins târziu, așa. Cum ar fi să ducă mătamare frumos, așa, cu un coș de la cum se împărțește de sunt mătamărților și cu tine, domnule, te-ți la și pe ăsta micu, e altul. E altul, ține-l tu, nu mai ai ce faci cu el. Da, mă, nu știu, asta zic, știi, adică, nu. Deci, eu zic, trebuie să ai și puțin noroc, așa, dar nu-i suport, adică nu că nu-i suport. O, ce-s fără, da, nu, da. Nu-i înțeleg pe ăștia care vor așa. Și că mai primesc mesaj și că Bogdan, fac asta de 3 luni și am 50 de abonați. Păi, da. Păi, încearcă să schimbi ceva, înseamnă că ceva nu faci bine atunci. Sau nu-i momentul tău. Bă, toți am avut, te gândi. Da, toată, da. Deci toată lumea a avut un val din ăsta. Da. Și eu a trecut. Și încerc să mă mențin acum. De algoritm? Vreodată? Înțelegi algoritmul YouTube? Băi, uneori da, uneori nu. Nu știu să zic, de exemplu, o formulă. Nu știu. De uite, de exemplu, dacă tu poți să-mi explici mie, am făcut așa, fete, The Post Challenge, care este una din cea mai apreciată serie de pe canalul meu. Când mi-am dat barba jos, care e pentru prima oară pe canalul meu anul ăsta, când mi-am dat barba jos, nu mă știe nimeni. Oh. Barba, nu știa nimeni. Okay. A fost un impact într-o zi 400.000 în prima zi. Mamă. 400.000 în prima zi, vreo 80.000 de like-uri. Gen... The Post Challenge, da. Adică chestia aia cu pauză, cu gen pauză, stop. Te oprești și îți faci diferite chestii, provocări, îți faci ce vrea, tu n-ai voie să faci nimic în timpul ăla. A, da? Da. A, ok, credeam că gen asta, eu așa știam de chestia asta cu pauza, că trebuie să faci diferite activități și stop dintr-o dată și practic curge, depinde păi ce da, faci. Depinde cum te prinde, dar poate să-ți facă și deci, mie, eu am adus-o, am adaptat-o cum am vrut eu, să-mi facă și mie chestii, este cum spui tu, dar eu am pus ceva în plus. În fine, am făcut 400.000 în primele 24 de ore. Am făcut un video și a făcut 160.000 și a intrat în trending pe locul 24. Cum adică dacă ăla în 24 de ore a făcut 400.000? Ce video ai făcut? Cu ăla care a intrat în trending, da. Sau care zici, da. Tu? Nu știu, am făcut un challenge astea, ce fac eu chestii astea pe măsuță, pe aia, pe nebunii. Băi, din ce am observat eu, intră în păi trending. Da, da, nu înțeleg. Ăla avea și vizualizări și like-uri și comentarii. Ăsta avea și puține vizualizări și puține like-uri și puține comentarii. Cum a intrat? Că ăla a fost din toate punctele de vedere a fost forță. Și pe like-uri și pe comentarii și pe vizualizări, pe tot. Cum intră? Eu n-am întâlnit pe nimeni să-mi explice, să-mi zică: băi, Bogdan, tu faci așa și intri în training. Eu n-am întâlnit pe nimeni să-mi zică. Știi care-i treaba? Eu așa știu. Asta e opinia mea. Eu nu știu. Eu te întreb, poate îmi zici tu. În momentul în care tu postezi un clip pe YouTube, așa. Și pe mine m-a învățat-o la fel cineva, în momentul în care tu postezi un clip pe YouTube, YouTube-ul are deja după titlu, thumbnail, după ce pui tu descriere, are o idee despre clipul ăla. Okay. Cam cât o să-ți facă clipul ăla ție, okay. Plus minus. În momentul în care YouTube-ul are o părere foarte proastă despre clipul ăla, din start ți-l taie. Nu ți-l taie. În momentul în care YouTube are o părere proastă, algoritmul YouTube, o roboții, părere adică cat care clip, demonetizează, da, clipurile și, da, ți-l blochează aiurea. În momentul în care ăla pleacă cu o părere proastă și lumea apreciază clipul ăla și el nu este exact cum intră, cum ar trebui să cum fie în ochii lor, da, al boților, al algoritmilor, da, atunci YouTube-ul n-are ce să facă. Ești obligat oarecum. Da. Deci vorbeam despre treaba asta cu algoritmul, da? Da. Așa, mi-ai zis că... Da. Deci dacă el are o părere proastă despre clip și clipul tău de fapt nu e prost și se, da, duce, obligat el nu are altceva ce să facă decât să zică: bă, stai așa, ne-am înșelat, du-l acolo. Și-l duci în trending. Și-l duce în trending, frate, da.
Bă, că o să pun numai din astea neapărat proaste. Nu, dar nu neapărat proaste. De-aia zic de nișă. Că tu ai făcut, de exemplu, The Post Challenge, da? Care sunt milioane. Da. Poate clipul ăla de ți-a intrat ție în trending avea cu 100 de clipuri mai puține decât ăla cu Post Challenge în pe nișă. Da, posibil, nu știu, ți-am zis, de aia te-am întrebat. Asta e părerea pe care știu și eu și m-am învățat și pe mine la cineva și am observat și eu. Bine, eu n-am încă clip în trending. Eu mă pregătesc acum, încerc cumva să păcălesc și cumva algoritmul, că se poate, știi, treaba asta? Da. Nu, să intru în YouTube Gaming, știi? Ăla, trendingul ăla de gaming. Eu am avut... Vreau doar să văd cum e acolo. Am avut vara cu piscina, când ți-am zis, creșterea aia mare. O timp de un an de zile am intrat cu fiecare video în trending. Mamă. Îmi dădea lumea mesaje și îmi zicea, că băi, ai vorbit pe la YouTube, ai dat bani, ce ai făcut, că nu se poate, n-ai cum. Aveam clipuri, intra unul, înainte nu mergea să intri cu două clipuri în trending, doar cu unul, atât. Intrai cu unul. Câte ai avut cel mai multe? Na, păi na, cele mai multe... În trending? Păi numai cu unul puteai să intri. Ah, acum poți să intri, cu două, cu trei. Da. Atunci nu mergea decât intrai cu unul și dacă postai altul și era mai calumea, mai bun pe vânzări, îl dădea pe ăsta afară și intra ăsta. Aha. Acum merge. Acum recent, cu două zile, am fost cu două dată în trending. Am văzut că ai postat. Am fost cu două. Bun. Și am avut un an, de aia am avut și creșterea, eram cu, am fost și pe doi. N-am putut să fiu pe unul niciodată. Niciodată? Nu. Și acum e foarte greu pentru că acum s-au făcut și colaborările astea, muzica, a crescut altfel muzica. Nu, cred că în următorii 2 ani o să dea ceva muzica la o parte din trending. Ne trebuie o schimbare prea drastică. Da, zic că e greu, foarte bă, greu. Bă, dar n-ai mă cum să duci YouTube. Bă, practic în România YouTube rămâne pentru muzică, încă nu e pentru film. No. Încă nu are treabă cu filmul. N-are nicio e treabă, pentru muzică și e pentru amuzament, divertisment. De orice fel, frate. Da. Nebunie, amuzament calculat. Bă, dar cu filmat. Să zic o chestie. Noi așa ca nații, da. Noi asta suntem, mă, frate. Caterinca. Păi noi dacă n-am fi cu Caterinca asta, noi am murit de greutăți, de grijă. Ne-am îmbolnăvit, am luat o razna noi, mă. Pe bune. Am murit de grijă, da. Păi noi ne ținem mult asta, eu așa zic, ne ținem mult asta. Că suntem așa Caterinca, suntem așa pe râs. Acum ți-am zis, cine face content, frate, bun de calitate, să facă. Cine, eu nu... Ce plan ai pentru tine așa? Poți să le dai spoiler oamenilor? Pe YouTube sau în viața mea? Păi și pentru YouTube și pentru în viața mea îmi strâng bani să-mi fac eu o chestie a mea din care să fac bani. Afacere? În afară de YouTube, da? Afacere, okay. Nu am nevoie de ceva mare în care să-mi aduc 100.000 de euro, vreau să-mi aduc ceva ca un venit de un om normal, înțelegi, care să știu că e a meu. Să te însori, să faci copil. Să stau la casa ta? Da. Ești la casa ta acum? Da. Păi și de ce mai zis să mai stai la casa ta, gen? Vreau să am gen... Asta e altă casă. Să-mi iau altă... Nu vreau să mai stau acolo. Okay. Nu vreau să stau la Mărășești. Uh-huh. N-am nimic. Îmi place că este foarte liniștit. E liniște, tot ce nu mă deranjează nimeni. Dar aș vrea să mă mut... Cumva să evoluezi. Da, asta zic, să nu rămân simți pe loc. Cumva că te ține și nu... Gata, gen, atât poți tu să stai acolo, atât ai putut să faci tu de acolo, cumva. Da, dacă vreau și ceva mai mult, trebuie să zic că e bine, da. Și pe YouTube? Și oricând, dacă nu îmi convine, pot să mă întorc înapoi acasă. Și pe YouTube? Acasă. Băi, pe YouTube sincer. Vrei să schimb ceva? În moment nu vreau să schimb nimic. Eu mă simt împlinit. Apare vreun proiect ceva cât de curând? Sau ai un proiect în cap pe care îl gândești? La ceva la ce lucrezi? Băi, și nu vrei știu să dacă... îl pui pe așa bam 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 bam? Nu știu dacă proiect. Eu le numesc clipuri, că n-am așa, adică nu scot filme eu de vreo oră jumate, seriale, n-am, știi? Dar am niște chestii care vreau să, vara asta, dacă faci pandemia asta dispare într-un fel, se întâmplă ceva, vreau să fac cu niște fotbaliști din Liga 1, niște chestii. Ai vorbit, ai... Da, am, sunt prieten cu ei deja, sunt tot ei. Deci ai o serie legată de fotbal. Da, eu sunt și cu fotbal, îmi place foarte mult. Da, eu am fost portar. Da? Da. Nu, că nu uite la mine, nu joc, atacant. Atacant? Sunt bun pe viteză, adică n-ai. Ar dacă să e vorba de bătaie, clip. Fug imediat. Nu ar trebui să facem un clip. Când vrei tu. Știi cum? Hai să facem un challenge. Hai să facem. Cât te crezi că îmi dai de la penalti? Când mai vin următorul armătoare, îl facem. Cât te crezi că îmi dai de la penalti? Păi din câte? Din 10. Din 10? Îți dau cel puțin 5. Cel puțin 5? Da. Și dacă îmi dai maxim 5? Dacă dau maxim 5, nu știu, punem pariu pe o sumă de ceva. Facem un challenge ăsta. Eu am fost portar la viața mea 8 ani de zile. Te distrug. Trebuie să mai provocat și eu când ți-am zis, ai văzut cum e cu mine. Deci când m-ai provocat, e problemă. Eu trebuia să fac clipul ăsta și deci nu te aud când m-am antrenat, când nu știu ce, da? Bine, bun. Știi să pierzi? Da, mă, frate, și recunosc și zic, nu?
Nu, 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 nu. Uite, și unii nu știu să pierd la FIFA pe calculator. Nu, mai nici acolo. Sparg tot, arunc tot prin casă. Dar în rest așa, eu recunosc omul care este mai bun ca mine, care este mai priceput ca mine. Ai avut vreodată vreun moment ăsta în care ai gândit, ai vrut să faci un clip și ai simțit că nu poți să-l faci doar tu singur? Da. Și ai zis că am nevoie de un om sau de ăla, da, fix ăla? Da, da, da. Și da. Ai făcut clipul ăla pe da. Da? Da. A, deci îți dai seama. Da. Nu ești tu om. Nu, bă, nu și păi și eu sunt făcut pentru anumite chestii și cred că ți-ar stabili să faci, nu știu. Okay. Fii atent aici. Ce zim, te uiți la mine, m-ai văzut până acum, da? Ți-ai făcut o impresie despre mine. Da. Dacă eu ar fi să fac mâine un challenge, așa, la ce challenge m-ai vedea tu bun? Bă, te-aș vedea la The Post Challenge, cred că n-ai refuzat nimic. Adică cred că ai fi tâmpit să accept să-ți facă lumea chestii, să... Bă, fără ras în cap, că nu mai vreau... Bă! Nu știu, vă zic ce cred eu, acum Ghidu-și depinde... Ghidu-și ce ai acum fără? Acum depinde ce... Dar eu cred că le-ai suporta, adică... Post Challenge, nu? Da. Eu te-aș vedea în provocările astea, în nebunile astea. Eu am niște challenge-uri, da, păi asta vreau să fac și eu acum, vreau să intru în zona asta. Tocmai am scris și eu niște chestii, am scris niște chestii, dar știi cum, nu le, nu știu, pentru că e tocmai nou pentru mine, așa? Tu faci treaba asta de mult timp. La mine canalul, deci cel mai mult posibil din România nu găsești decât pe meu. Uite, ți-am zis, vreau să fac clipul de 100.000, dacă nu era așa urât astăzi, voiam să-ți propun ție să-l facem. Zi-mi ce vrei să fac. Ăla cu 7 euro pe stradă. Vreau să întreb 100 de români și să le dau 10 lei la omul care răspunde corect și dau 10 lei. Scurt pe loc, ia frate 10 lei dacă răspunzi corect. Mereu să dă shutdown. Da? Mereu să dă shutdown când întreabă lumea asta. Salut, poți să mă întrebare, bam. Și dacă nu era așa oră, vreau să-l fac cu tine. Dar am zis, bă, dacă e așa oră, zic, bă, ne limităm la ce putem, adică cozy, intimate, în casă, ca afară, minus 2 grade, adică... Nu, așteaptă și tu, poate când e mai ok, nu știu. Da, mă, ăsta, oricum îl fac, acum nu știu dacă îl fac zilele astea, dacă am timp să-l fac și dacă e ok să-l fac, îl fac eu, dacă am vreodat... Nu te grăbi, că după aia... Fă-l adic să fii tu împlinit și ca după aia să nu zici, bă, dar dacă e, și eu mai am avut din astea. Când m-am grăbit ca prostul și pe aia zic, trebuia să mai aștept, poate că de aia n-a mers. Da, da, da. Eu de aia mereu fac așa cum simt eu, ca să, n-am ce să mai zic după aia, băi, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, nu, ai făcut, dar n-a mers, aia e. Știi? Bă, am aflat să-mi bag pula, chiar dacă, nu știu, poate oamenii mai vor să mai afle ceva. Da, eu am aflat cam tot ce voiam să aflu despre tine. Eu zic ce vrei tu. Și ce-mi place la tine, că ești transparent și ești din topor. Da, frate, eu zic ce vrei. Ești din topor. Da, așa s-a învățat eu, așa am fost eu, așa. Mie nu-mi place omul cu vrăjeală, deci eu ți-am zis, eu sunt omul, dacă, dacă vrei să-mi spui gen, bă, nu-mi place, mă, ești panaramă, mă. Zi-mă, mă, frate, nu, ai văzut cum e ăla? Bă, mi-mi place, mă. Nu, câtea dracu ești nașpa, nu-mi place ce faci, bine, mersi, și atât. Mi se pare că ești prea modest. Nu, nu cred, eu așa. Dar nu că nu e o răutate, e bine, adică nu e de rău. Nu știu, așa e felul meu. E bine, e bine, e bine. Păi, probabil că am fost și gen, viața mea a fost așa, adică n-am fost un din ăla crescut direct cu bani să am tot ce vreau. Și prețuiești altfel, zic eu, și rămâi cu picioarele pe pământ altfel. Decât unul care are bani și după aia pică. Păi ăla nebunește. Da. Eu am plecat și încerc să fac ceva. Mai mișto-i succesul meu, zic eu, decât ăla care s-a trezit cu bani. Părerea mea. Ce? Acum, mai mișto-i succesul pentru care muncești. Și mai ales pentru care fac ceva și după aia se vede. Zic, uite frate, am ce muzică asculti de obicei? Pe orice vrei tu. Da? În afară de rock, acum, ca să fiu sincer cu tine. Bă, eu ascult și rock. Pot, eu, dacă mai duci la grătare la Petre și nu mai băga manele, nu mă distrez, ca să știi. Nu, mă, ascult și rock, dar nu hard rock-ul ăla tare. Nici ăla. Să moară măsa, face. Să strâmb, trebuie să chem preotul, să dai, stai, mă, puțin. Nu. În rest, ascult și trap. Da? Ian, artist preferat? Bă, cred că îmi place Pasteca. Aha. Și mai ascult El Nino mult. Îmi place rău. Dar bine, preferatul meu, ca să zic așa, este Cedric. Aha. Ca să o dăm așa pe... Vrei să zic cine... Acum, la trap, mod așa... Mi-aș lua, știi câtă muie mi-aș lua? Da, mi-a oricum. Și-o asum. Da, mi-o asum. Știi cine îmi place mie mult rădătot acum? Și cine îmi place mie mult rădătot acum? Da, recent, adică și ieri am aflat încă o informație despre el și m-a făcut să-mi placă și mie. Albert. A venit cu ceva fresh, așa. Bă, băiatul e fresh. Uite, e vocea lui, e... Dacă am zis că vorbim, sincer vorbim. Mi se pare că la anii lui, pentru ce vorbești în melodii puțin... Da, mă, dar cumva și în melodiile astea vorbești despre... Nu, dar hai să zic și cum văd eu.
Eu mai mult... Păi da, dar ești fan Cedric, ăla vorbește realitatea, vezi? Tu vrei cumva să-și vorbească realitatea. Adică dacă îmi vorbești, nu știu, unul care a făcut pușcării, e ok, îl înțeleg. Dar tu la 16 ani, nu știu. Mesaj, gen. Da, înțeleg și partea asta la altă, că bă... Asta se cere. Asta se cere, trebuie să... Da. Că tu nu trebuie să te gândești că l-a tras cu pistol sau că a făcut asta. Mie îmi plac foarte mult. Înțelegi? Doc, nimeni altul. Da, mă, ăștia nu vorbim, așa, vorbim despre altceva, e al next level, poezii, lirică, e ce... Nimeni altul când... Da, cu vorba de Albert, de ce spui tu, omul e fresh, frate, n-ai ce să zici, a venit cu... A venit cu o chestie... Chiar a venit cu o chestie fresh. Doar că asta vreau să zic, nu vreau să mă înțeleagă lumea greșit, copiii, cei care îl ascultă, ei nu trebuie să... I s-a întâmplat și treaba. Ei nu trebuie să creadă în ce cântă el, el o face entertainment. Îl ascultă pentru, pur și simplu, vibe. Că o dă bine, că sună bine, știi? Dar nu că să nu iau vreun exemplu, să scoate vreun pistol să fugă pe stradă, că auzi că cântă ăla, nu știu ce, trebuie să fii tâmpit să faci asta, știi? Doar că ei sunt ușor de influențați. Filmul preferat? Prison Break, nu există Prison nimic Break. Mai bun din punctul serial. De vedere serial. De film... Nu prea te uită, nu? Ba da, mă uit la filme, dar foarte rar așa, caut seriale pentru că îmi place să pierd nopțile. Aiurea. Bă, cam asta a fost podcastul meu. Bă, eu m-am simțit, eu nici nu m-am dat seama că stai pe cameră. Mai ancorat aici. Mai... L-am plătit să zic. Mi-a pus stația asta cu 20, cât rămâne, 20. Cât rămâne? Bă, tata, da, aia 2000, da? Bă, da. Asta, bă, mamă, 2000. Mamă, bă, vrei să zic o fază tare? Da, de fapt, să zic după ce se închide, că nu vreau să fac controversă. Am mai zis o dată. Nu, mai deschide, că după aia. Și cum e? Ăștia abia așteaptă unii să zici ceva ca să înceapă. Poreți mă mâna și faceți clipurile voastre. Lăsați prostiile astea. Bunii, rele. Băi, sper că v-a plăcut podcastul și sincer eu m-am simțit super bine, cunosc un om, dar nu mă așteptam să fie așa. Eu zic sincer, nu, eu mă simt ca și cum am așa un deja vu, parcă am mai vorbit undeva, ne-am întâlnit undeva și zic, băi, acum ne vedem, merg să filmăm ăsta, știi? Băieți, nu uitați la suma de 100.000 de like-uri. M-am făcut să uita la mine. Nu știam ce vrei să zici, la 100.000 de like-uri dați forță acolo. Băi, fii atent, dacă facem la clipul ăsta, dacă facem 30.000 de like-uri, fac o provocare pe care o vrei tu. După aia, bă, eu nu am ieșit din ăsta, eu nu sunt de aici din filmul ăsta, da, sunt frate, în alt forță. Film. Aștept like-urile voastre, bă, familia IBM acolo, să fiți cu mine. 30.000, fii atent. 30.000. Bă, băiatule, cel mai mult at the most am făcut 12.000. 12.000, 30.000, bazați-vă pe fratele vostru. Nu mă crezi? Bă, hai să vezi. Băi, vă mulțumesc că v-ați uitat la podcast ăsta, sper că ați cunoscut un om. Sau sper că au aflat chestii așa, nu știu, noi, mai noi despre mine, că eu nu prea oricum vorbesc. Conține un jazz pe fundal, că știu eu ce pun acolo, jazzul ăla liniștitor, așa chill, bam, bam. Da, e mișto. Sper că v-a plăcut clipul, nu uitați toate socialele noastre, TikTok, Instagram, Twitter, apropo, OnlyFans. Apropo, stai, îți place TikTok-ul? Așa, da. Repede, până, da? Da? Ok, mă mai enerva mereu TikTok-ul. L-am așa ca să știe lumea că am TikTok. Hai, mai nață, mă pula. Uite că, apropo. Băi, dracu cu ei, deci eu la asta am râs cel mai mult, mă, ăsta-i... La Fonfi? Ăsta trebuie să-l faci, ăsta trebuie să rămână persoană, băi, trebuie să faci ceva mărci cu el, mă, trebuie să faci cine? Ceva. Cu Fonfi. Cine te-a băgat în seamă? Mi-l sunci, mi-l bei, mi-l alinți. Băi, să mor, zici că e boală, băi, să mor dacă te-ai mor. Boala copilului. Mai ceva. Deci trebuie să faci mărci. Trebuie să faci mărci cu el. Cu Fonfi? Da. Trebuie să faci mărci. Și apropo, că mi-ai adus aminte de TikTok din încheiere acum repede, ca să crești, eu zic că e o platformă bună pentru cei la început. Da. E cea mai TikTok-ul tare. TikTok-ul te aduci viral imediat, că nu se știe. Un milion imediat îl faci acolo, gen. Nu, două TikTok-uri pui și ai un milion. Băi, vă mulțumim că, că ne-ați urmărit. Aveți toate link-urile noastre acolo, TikTok, Instagram, OnlyFans, Twitter, tot în descriere. Și eu... Nimicu. N-ai OnlyFans? Na, da. Eu am acolo. Ce pui acolo, nu te supără? Poți în curul, gol. Dar nu vreau să vă arăt că nu mi-e rușine, gen. Gol, mă? Da. Hai, mă, du-te, mă, nu cred. Închidu-ți, gen, da, mă. Ia, arăt-te. Vrei să te arăt? Contul, mă, nu, acum dezbrăca, acum mă dezbraci pe mine aici și așa. Hai, îl arăt-o la altul. Și faci bani? Nu, am, n-am, mă, frate, n-am. Bă, dar am auzit că, nu știu, sau pe un live la cineva, că Pasteca sau cine are. Da, da, bine, cu muzică sau cu ce are. Bă, dar doar în România, mă, cu ideea asta că pe OnlyFans pui doar... Da, mă, dar lasă că... Păi și Mia Khalifa...
Nu, mă, tată, e bine. Am dar poți să faci diferite chestii. De exemplu, eu sunt beatmaker care învață cum să faci beat. Da, da, la noi mai mult așa, să mult pe partea... W. Da. Băi, vă mulțumim că v-ați urmărit la, cred că am zis de 3 ori treaba asta, ne-ați urmărit în acest podcast. Sper să ne urmăriți pe toate rețelele de socializare, link-urile în descriere acolo. Și ce să vă zic, lăsați-ne un comentariu, un gând, dacă nu, aveți vreo propunere, un gând, o idee, cum v-ați simțit, cum ce ar fi trebuit la 30.000 de like-uri ca să-i spar, să-l sparg la penalte. Ce să faci, mă? Băi, stai, bă, băiatule. Băi, n-ai cum să o dai cu mine. Pantera, îmi ziceau mie în Pantelimon, deci... bă. Pun 1000 jos, pun. Bă, îți iau banii, mă. Bă, ce să mem că îți dau din 10? Bă, pun în casa, îți dau și câinele. Din 10 îți dau cel puțin 5. Bă, dacă îmi dai 3 să fii mulțumit. Ce? Dar tu ești nebun la cap, tu crezi că-s chiar așa până la ramă? Bă, ești nebun la cap, duc Adam e copil. Și nu, o să fac și d-alea gen la mișto, dar nu plec după minge, plec înainte mi-a le colț. Da, mă, da. Eu ce zic înainte unde dau, dacă vrei, direct la, ai văzut când, facem și ai așa văzut acolo. Când vine la cu aparatul de sudură și o sudează acolo, în colț, acolo le dau. Acolo le dai? Da. Știi cum întind mâna acolo? Zici că, zici că iau bombane din brad, uite așa. Le-ai pe fratele tău cu aparatul de sudură și cu aia să o sudezi, că dau, sare tot. Ca să... Treaba ta. Bine. Bine, vedem, o să rămână de văzut. Băi, vă mulțumim încă o dată, a cincea oară. Sper că v-ați distrat. Vă salută fratele Coinacu, vă salută Bogdanelu. Like, forță, urmăriți-l pentru că face o treabă super mișto. Și aici nu m-a plătit, nu mi-a zis nimic. Urmează să-l plătesc. Chiar e distractiv, chiar e ce trebuie, pe bune.